aș vrea să îi urez la mulți ani și doamnei comisar Kirkidas, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Și acum trebuie să trecem mai departe la chestiuni foarte serioase și mai triste. Declarația Consiliului și Comisiei cu privire la epidemia coronavirus, stadiul actual și reacția coordonată europeană în materie de sănătate, economie și impact social. Puteți folosi intervențiile cu cartonaș albastru atât prin înregistrarea în mod tradițional, cât și prin noile tehnologii puse la dispoziție. Dau cuvântul doamnei ministru Brâniac pentru prima intervenție. Vă rog. The spread of the new. Răspândirea acestui nou virus, coronavirus, COVID-19, este o realitate recentă. Ca toate virusurile, acest virus are capacitatea de a trece frontierele și continentele și trebuie să acționăm împreună într-un mod coordonat, coerent, pentru a putea găsi o soluție pentru această epidemie mondială. Permiteți-mi înainte de toate să aduc un omagiu victimelor în Europa și în lumea întreagă și să-mi exprim cele mai bune gânduri pentru familiile lor. Uniunea Europeană a întreprins măsuri pentru a avea o abordare coordonată. Însă, criza actuală arată că trebuie să ne întărim coordonarea acțiunilor noastre în cooperare strânsă cu statele membre, cu instituțiile UE, cu organismele Uniunii Europene, cum ar fi Centrul pentru Controlul Bolilor, precum și organizațiile internaționale, cum este Organizația Mondială a Sănătății. Am avut nenumărate reuniuni, inclusiv la nivelul Consiliului, unde am discutat în mod intens consecințele răspândirii virusului COVID-19 în Europa și am schimbat informații cu privire la situația în care se află diferitele state membre în ceea ce privește implementarea măsurilor de prevenire și protecție. Comisia pentru Sănătate și Securitate a coordonat răspunsul și reacția statelor membre, precum și capacitatea lor de a face schimb de informații cu privire la această criză sanitară. Pe 28 ianuarie, din 28 ianuarie situația a escaladat și cifrele sunt de 4 ori mai mari. În Uniunea Europeană se poate institui mecanismul de protecție europeană și în acest context Consiliul, statele membre, fiecare cu competențele sale, sunt mai puternici dacă cooperează. În acest sens, Serviciul European de Acțiune Externă realizează acțiuni pe teren la nivelul statelor membre în coordonare cu acestea și cu statele terțe. Este nevoie să ne sprijinim în ceea ce privește furnizarea de asistență cetățenilor europeni. Prin monitorizarea constantă a situației, cred că putem să avem o viziune bună a răspândirii COVID-19 și în acest moment trebuie să arătăm că schimbul de informații actualizate între noi și coordonarea măsurilor implementate sunt elemente cheie pentru un răspuns, pentru o reacție care să poată să reducă rezultatul acestei epidemii. Discuțiile și măsurile concrete vor continua și vor fi discutate și la nivel de ambasadori. Permiteți-mi acum să vă dau câteva detalii despre răspunsul coordonat instituit la nivelul Consiliului cu privire la răspândirea COVID-19. Pe 17 februarie, președinția a organizat o întâlnire informală la nivel înalt împreună cu reprezentanții Comisiei și ai ECDC pentru a schimba informații cu privire la implementarea de măsuri de protecție care au fost întreprinse, precum și compararea experiențelor în ceea ce privește activarea mecanismelor de intervenție și de protecție în statele membre. De asemenea, în 23 februarie am avut
discuții împreună cu Comisia și cu Organizația Mondială a Sănătății pentru a putea trata într-un mod cât mai eficient această situație de urgență publică. S-au întreprins măsuri și pentru și în ceea ce privește o aprovizionare stabilă cu medicamente pe piața europeană. Am inclus mai multe acțiuni care trebuie să fie întreprinse pentru a se proteja sănătatea publică la nivel european, având în vedere creșterea rapidă a numărului de cazuri în Uniunea Europeană, toate statele membre având astfel de cazuri, unele state membre, în cazul Italiei, având chiar sute de mii de cazuri. Statele membre au avut ocazia astfel să schimbe opinii cu privire la reacțiile față de răspândirea acestui virus, să evalueze eficiența măsurilor întreprinse. Mecanismul operațional de urgență, măsurile întreprinse sunt implementate în mod colaborativ, într-un sistem de cooperare. Însă trebuie în continuare să întărim solidaritatea între statele membre, să întărim cooperarea și schimbul de informații. Statele membre sunt gata să contribuie la conștientizarea individuală și colectivă asupra COVID-19 și să implementeze măsuri de protecție, menținând principiul libertății de mișcare în cadrul Uniunii Europene. Este nevoie de o promovare a bunelor practici și o luare în considerare cu precădere a grupurilor vulnerabile, mai ales persoanele în vârstă. Trebuie atenție de asemenea și pentru stocurile de medicamente, pentru serviciile medicale și pentru a asigura o utilizare rațională a acestora. În ceea ce privește impactul economic și social al acestei crize de sănătate, cu toții ne dăm seama că este imperativ să acționăm rapid pentru a evita niște costuri care să fie imense și recuperabile. În acest sens, Consiliul a discutat despre măsurile eficiente care ar trebui să fie implementate pentru a putea face față acestei crize. Săptămâna viitoare, ministrii de finanțe se vor întâlni din nou în cadrul Consiliului pentru a evalua situația și pentru a propune, dacă este necesar, noi măsuri bine țintite. Există sectoare și regiuni specifice din Europa care suferă în mod disproporționat din cauza acestei crize și au nevoie de solidaritatea noastră pentru a face față epidemiei COVID-19 la nivel de societate și la nivel de economie. La inițiativa președinției, joi, ministrii educației din Uniunea Europeană vor avea o conferință unde vor discuta despre modalitatea în care se poate asigura continuitatea actului educațional în această situație. După cum știți, președintele Michel are în această după-amiază o videoconferință cu liderii europeni pentru a discuta despre modul în care putem proteja cel mai bine sănătatea cetățenilor noștri. Această întâlnire va fi o oportunitate pentru ca liderii europeni să discute despre coordonarea eforturilor și pregătirea următorilor pași. Cred că putem conta pe faptul că modelul social european va fi capabil să ofere o protecție socială suficientă și niciun cetățean european nu va fi uitat. Cheie sunt aici solidaritatea și abordarea coordonată. Fie că e vorba de sănătate publică, cercetare, protecție socială, aceste sectoare au fost sprijinite de Comisie și vom continua să lucrăm împreună pentru a ne asigura că ele funcționează. Toate aceste măsuri ar trebui să contribuie la reducerea cazurilor de îmbolnăviri din Europa. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumesc, doamnă ministru, îi dau cuvântul acum comisarei Kyriakides în numele Comisiei Europene. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați europarlamentari. COVID-19 a ajuns să fie o urgență de sănătate publică gravă, care evoluează rapid și care ne afectează economiile, ne afectează societatea. Avem cazuri confirmate în toate statele membre. Cifrele variază de la câteva cazuri în unele țări la peste 9.000 în alte țări. Însă știm că imaginea se schimbă de la oră la oră. Bineînțeles că zilele și săptămânile care ne așteaptă sunt critice.
profit de ocazia de astăzi pentru a saluta decizia Parlamentului European de a lua măsuri eficace. N-a fost o decizie ușoară, însă a fost o decizie necesară. Următoarele zile, săptămâni și luni vor fi critice în ceea ce privește reacția noastră. Statele membre trebuie să se concentreze pe măsuri pentru a opri acest virus, mai ales atunci când există un număr limitat de cazuri. Încetinirea răspândirii virusului trebuie să fie prioritatea noastră numărul 1, pentru a câștiga timp, pentru ca sistemele noastre sănătate să poată funcționa și pentru ca între timp să se facă cercetări să se ajungă la un vaccin. Măsurile pe care le vedem au un impact asupra vieții cetățenilor de zi cu zi, asupra companiilor, asupra economiei. Nu e o situație deloc ușoară prin care trăim și deciziile luate de guverne nu sunt niște decizii luate așa, să zic, cu ușurință, însă când e justificat, aceste decizii trebuie să fie urmate ad literam. E un moment când e absolut esențial să comunicăm cum trebuie cu cetățenii europeni și aici Parlamentul European poate să fie foarte util în două feluri. Dumneavoastră trebuie să fiți acea voce care le vorbește cetățenilor, le cere să-și asume responsabilitatea pentru măsurile personale de protecție, spălatul mâinilor, evitarea contactului fizic, însă de asemenea trebuie să fiți cei care să combată știrile false și dezinformarea, deoarece acestea din urmă sunt la fel de nocive ca și impactul virusului. Soluție la nivel european, nu vom putea face față acestei urgențe de sănătate publică. E nevoie de solidaritate între cetățeni, între țări și în interiorul țărilor. Și în urma Consiliului Extraordinar EPSCO s-a ajuns la aceeași concluzie. E nevoie de solidaritate în acțiune. Trebuie să punem la oaltă resursele, să partajăm expertiza, echipamentele. Trebuie să partajăm de asemenea protocolele de testare. Și vreau să spun un lucru foarte clar. Nu putem continua ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. E o situație absolut excepțională și în circumstanțe de acest fel, toată lumea trebuie să-și asume propria răspundere. Stimați eurodeputați, realitatea de pe teren e foarte diferită de la un stat la altul și nu peste tot se întâmplă același lucru, însă le-am cerut toate statelor membre să acționeze și să-și pregătească planurile lor și să ni le împărtășească și noi. Și toate statele au fost rugate să se pregătească pentru următorul scenariu posibil. În ceea ce ne privește pe noi, Comisia, vom face tot posibil pentru a ne asigura că lucrătorii din domeniul medical și toți cei care sunt pe primul front să aibă tot ce le trebuie pentru a face față acestei probleme. Complezența nu e o opțiune. Am lansat, de pildă, acea sugestie pentru a crea o centrală comună de achiziții. Pentru a achiziționa echipamente respiratorii, pentru kituri de testare pentru statele membre. Și cu domnul comisar Breton discutăm și despre cum industria își poate crește producția pentru a face față cererii crescânde. Ieri am vorbit și cu ECDC, Centrul European de Control și Prevenție a Bolilor, și cu Agenția Europeană a Medicamentelor. Am avut videoconferințe, avem videoconferințe de 3 ori pe săptămână, eu și cu agențiile, pentru a avea informații actualizate și pentru a ne coordona în toate felurile posibile pentru a fi cât mai proactivi. De asemenea, sprijinul operațional îl consolidăm la sfatul ECDC, asta la fața locului, și au avut loc misiuni de experți în Italia și o a doua misiune are loc în Grecia. Ne-am sporit finanțarea pentru cercetarea și dezvoltarea unui vaccin și ne coordonăm de asemenea măsurile cu privire la frontiere și vize. În încheiere, țin să spun că din prima zi, prioritatea noastră a fost să îi protejăm pe cetățeni de acest virus și să sprijinim statele membre în ceea ce privește stoparea răspândirii acestui virus. Vrem o Europa căreia să-i pese, căreia, o Europa care să protejeze și care să ofere o plus valoare statelor membre în reacția lor la această problemă. Și eu știu că atunci când presiunea e atât de mare,
fiecare reacționează în mod diferit. Însă nu e momentul să fim fragmentați. E momentul ca noi toți, indiferent de situația noastră, să ne unim glasurile, deoarece e singura modalitate de a depăși această criză. Și asta vom face, uniți. Și sunt sigură că dumneavoastră veți fi alături de noi în aceste eforturi. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, stimată doamnă Kyriakides, pentru ajutorul dumneavoastră, pentru leadership-ul de care dați dovadă. Acum îi dau cuvântul domnului comisar Lenar Cici, care se ocupă de gestionarea crizelor. Doamna președinte, stimați deputați, încă din 28 ianuarie, doamna președinte von der Leyen a activat celula de criză a Comisiei Europene și m-a însărcinat pe mine ca și coordonator al reacției de urgență din partea Comisiei Europene să coordonez această activitate. Săptămâna trecută a fost înființată o echipă pentru reacție rapide la coronavirus formată din 5 comisari și direcțiile pe care le conduc, între care și doamna comisar Kyriakides și eu însumi. În ultimele săptămâni am coordonat serviciile tuturor direcțiilor comisiei pentru a identifica cine, ce și când trebuie să facă și pentru a verifica că se face ceea ce trebuie făcut. Și vreau să vă prezint aceste eforturi. Prin mecanismul european de protecție civilă am coordonat repatrierea a sute de civili și expatriați din China. Am oferit asistență tehnică Chinei în prima fază a izbucnirii epidemiei. Am colaborat cu statele membre pentru a coordona eforturile de repatriere prin acest mecanism de protecție civilă. Am finanțat măsuri de pregătire, prevenție și de contenție a virusului în valoare de aproape 270 de milioane de euro destinați cercetării și reacției rapide. În ce privește protecția frontierelor, am oferit orientare statelor membre și am organizat întâlniri săptămânale pe tema COVID-19 în care participă statele membre, Secretariatul Consiliului, Agenția Europeană de Protecție a Frontierelor și Coastelor și celelalte agenții implicate în protecția frontierelor pentru a prezenta abordarea noastră coordonată. Am solicitat ca pentru operatorii de nave și aeronave, cât și pentru transportul terestru, să fie elaborate linii directoare foarte clare cu privire la protecția împotriva COVID-19. Aceste orientări au fost deja publicate. În plus, elaborăm zilnic măsuri de prevenție și de pregătire pentru reacție rapidă, reacție în caz de urgență, pentru planuri de cercetare aplicată pentru a da asistență diferitelor sectoare ale economiei. Împreună cu statele membre vrem să ne asigurăm de beneficiile pieței unice și vrem să prevenim închiderea piețelor. De aceea ținem cont foarte mult de nevoia remodelării lanțurilor de aprovizionare. Vrem să ne asigurăm că nevoile de sănătate publică ale tuturor statelor membre sunt satisfăcute. Nu putem să ignorăm faptul că costul economic al coronavirus va fi semnificativ. De aceea, împreună cu statele membre, încercăm să evaluăm aceste pagube și vrem să coordonăm eforturile noastre de contracarare a acestor pagube. Este important să protejăm atât salariații cât și mediul de afaceri, să-l ajutăm astfel încât să înfrunte această furtună veritabilă. Statele membre au pârghii de stabilizare automată foarte puternice. Ele pot interveni în oferirea unor lichidități pentru IMM-uri, care sunt cele mai afectate de această epidemie. În același timp, Pactul pentru Creștere Economică conferă instrumente de flexibilitate pentru depășirea unor evenimente cum este acesta. Suntem conștienți de faptul că în vremuri excepționale e nevoie de măsuri excepționale și acestea sunt vremuri excepționale.
trebuie să ne coordonăm cu statele membre și să folosim toate instrumentele politice, sectoriale, pentru a minimiza riscurile și pagubele pe care le poate provoca coronavirus 19. Avem o pagină COVID-19 care se actualizează cu permanent cu datele din UE. Fără îndoială, această epidemie reclamă solidaritate și cooperare din partea noastră a tuturor. Statele membre au recunoscut acest lucru și Comisia a oferit deja de săptămâni sprijin statelor membre. Centrul de coordonare a reacțiilor în caz de urgență lucrează permanent 24 ore pe zi și este permanent la dispoziția statelor membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la vorbitorii numele diferitelor grupuri. Acum numele PPE, domnul Manfred Weber. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, mai întâi, gândurile noastre merg spre aceia care sunt afectați direct de virus, de aceia care sunt internați în direcția familiilor, aparținătorilor, celor care suferă sau care și-au pierdut viața după acest COVID-19. Vreau să mulțumesc președintelui Sassoli, vreau să mulțumesc domnului secretar general Klaus Welle pentru măsurile extraordinare pe care le-au luat pentru ca noi să ne putem desfășura în continuare activitatea. Vreau să mulțumesc pentru coordonarea prin conferința președinților și vreau să mulțumesc și comisarilor Ursula von der Leyen și Lenar Cic pentru faptul că chiar la început de mandat înfruntă niște crize, situații de criză deosebite cu maxim de curaj. Vreau să fac un apel și către aceia care sunt în contact direct cu pacienții. Vreau să îi laud pe aceia care sunt asistenți medicali, infirmieri, care sunt în prima linie de front în combaterea COVID-19 și vreau să-i mulțumesc din inimă pentru tot ceea ce fac. COVID-19 a început să ne schimbe modul de viață, modul în care ne salutăm prietenii, în care călătorim, cum ne desfășurăm viața cotidiană. Dar fiecare poate să contribuie prin măsuri individuale pentru ca împreună să stopăm virusul. E nevoie de hotărâre, pe de altă parte trebuie să evităm panica. Este nevoie de un efort concentrat mai întâi la nivel european. Sigur că trebuie să recunoaștem că răspunderea principală este la statele membre, la autoritățile naționale, dar Europa își poate aduce contribuția la eficientizarea acestor măsuri. Mai întâi, o evaluare comună a riscurilor. Noi, ca PPE, încă din sesiunea trecută de la Strasburg, am propus ca în toate punctele de intrare în spațiul Schengen să se evalueze într-o metodologie comună și unică dacă aceia care intră în spațiul Schengen au avut contacte cu COVID, dacă au venit din zone de risc și așa mai departe. Din păcate a durat ceva până când această abordare a găsit implementarea. Acum Comisia Europeană consultă experții noștri din statele membre și încearcă să ofere orientare pentru aceste autorități naționale. Există state membre în care meciurile de fotbal cu mai mult de 1000 de spectatori se organizează, în altele deja se organizează fără spectatori. Deci există oarecare derutare în ce privește aplicarea anumitor măsuri. Ce trebuie să facă Europa, și au spus-o ambii comisari mai devreme, avem nevoie de solidaritate. Și după decizia Germaniei și Franței de a impune o interdicție de export pentru măștile de protecție, iată, și alte state s-au alăturat și au exprimat o astfel de interdicție de export. Nu asta însă este solidaritatea la care ne-am gândit noi, PPE-ul. Da? Dacă Italia are o necesar mai mare de măsuri de protecție și de mijloace de protecție, noi nu trebuie să fim egoiști, ci trebuie să-i oferim acest ajutor.
În ce privește cercetarea, este esențială. Comisia a pus la dispoziție 74 de milioane de euro pentru îmbunătățirea și intensificarea cercetării în domeniul COVID-19. Eu nu cred că aceste mijloace sunt suficiente nici pentru elaborarea unui vaccin, nici pentru tratamentul de care este nevoie. Ca PPE trebuie să vorbim și despre dreptul competițional. Nu se poate ca noi să fim astăzi dependenți de contractanți și furnizori și subcontractanți chinezi de materii prime pentru industria farmaceutică. Deci trebuie să fim de acum mai atenți la acele produse strategice de care trebuie să ne asigurăm că sunt produse la noi. Regulile de flexibilitate trebuie să fie reverificate și trebuie să fie folosite pentru a folosi aceste instrumente în beneficiul IMM-urilor, în primul rând, pentru că ele au cea mai mare nevoie de aceste lichidități. Și vrem o aplicare flexibilă a pactului pentru stabilitate. Iată care sunt sarcinile pe care le avem în față. Este o situație în care politica de partid trebuie să treacă în plan secund, în care trebuie să acționăm împreună, sinergic, și trebuie să punem deoparte egoismul național. Pentru că aici este vorba de destinul Europei, nu mai mult și nu mai puțin. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna García Pérez pentru Sociali și Democrați. Gracias, presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. E clar că trecem printr-o situație extraordinară zilele astea, o situație care creează neliniște și îngrijorare în rândul populației, de aceea e important ca noi de aici să putem transmite un mesaj de calm, de prudență și să acționăm așa cum trebuie, în mod hotărât. Deciziile pe care va trebui să le luăm trebuie să se bazeze pe datele științifice și conform recomandărilor autorităților sanitare. Știm că unele state membre sunt lovite mult mai grav de această criză decât altele și unele țări iau decizii foarte grele și dificile. Și trebuie să avem o atitudine constructivă în aceste clipe pentru a trece cât mai bine peste această problemă. Ca reprezentanți publici, trebuie să acționăm în mod ferm și să încurajăm acțiuni rezonabile care să evite pagube inutile. Trebuie să ne dotăm cu instrumentele necesare pentru a face față acestei crize și să fim conștienți de anvergura acesteia. Nu vom putea vota rezoluția la care au lucrat grupurile noastre, însă vreau totuși să transmit care erau punctele esențiale pentru grupul meu politic. Statele membre trebuie să acționeze în mod solidar și să garanteze o reacție comună și coordonată, proporționată și care să fie eficientă. Comisia și statele membre trebuie să stabilească măsuri de oprire a virusului și planuri de urgență. Și am auzit că se dorește, că am auzit că și-a luat angajamentul Comisia pentru a investi în elaborarea unui vaccin. E nevoie de asemenea de măsuri compensatorii economice și de măsuri de stimulare economică. Prin urmare, statele membre ar trebui să aibă autorizația de a lua măsuri fiscale suplimentare, printre care măsuri de flexibilitate fiscală. Cerem să existe politici anticiclice și măsuri concrete care să aibă ca obiectiv protejarea locurilor de muncă. Banca Europeană de Investiții trebuie să-și folosească liniile de credit pentru IMM-uri, pentru a oferi lichidități în situațiile de urgență financiară. Trebuie să ne asigurăm că nu va exista o speculă a prețurilor pe piața paralelă din cauza crizei și să nu ignorăm impactul social al acestui virus COVID-19. Asta nu înseamnă că nu trebuie să garantăm drepturile de muncă. Nu, trebuie să garantăm aceste drepturi ale lucrătorilor și în situația actuală. Și trebuie să privim dincolo de cifrele actuale. Trebuie să avem un sistem de securitate socială mai puternic și un sistem de sănătate publică mai puternic, care să fie în stare să facă față situației. Deci apărarea sistemelor de sănătate publică e ceva esențial și se vede acum cât de esențială este sănătatea publică. De asemenea, resping toate acțiunile de discriminare, de rasism la adresa persoanelor de origine chineză sau asiatică. Orice fel de rasism e intolerabil, mai ales în astfel de situații.
Și închei. Sprijin față de victime. Transmit solidaritatea grupului meu și îi mulțumesc întregului sector medical, tuturor celor din corpul medical care fac tot posibilul pentru a pune capăt acestei situații. Vă mulțumim. Acum, în numele grupului Renew, are cuvântul doamna Ris. Mulțumesc. Doamna președinte, doamnă comisar, domnule comisar, în numele meu adresez și eu un gând plin de căldură către victime și către cei care au fost afectați în mod direct de acest virus. Dezbaterea noastră în această dimineață este esențială. Avem obligația de a fi un exemplu. Parlamentul face ca toată lumea se adaptează la propagarea virusului, ia măsurile necesare, a schimbat locația plenarei de la Strasburg la Bruxelles și limitează astăzi ședințele la cele absolut necesare. Însă nu trebuie să-i uităm pe toți cei care asigură în continuare buna funcționare a Europei și a economiei sale. Astăzi ne putem întreba care este valoarea adăugată a dezbaterii noastre de astăzi, din această dimineață, în limitele foarte clare pe care tratatul le acordă Europei sănătății. Astăzi este important să punem accentul pe fapte, pe realitate, ascultându-i pe experții în virusologie. Da, trebuie să fim vigilenți și numai 5% din persoanele afectate trebuie să fie, numai 100%, îmi cer scuze, din persoanele afectate trebuie să fie îngrijite la spital. De asemenea, trebuie luate măsuri pentru repatrierea cetățenilor europeni din China, din Iran, trebuie alocate fonduri suplimentare pentru cercetare, trebuie finanțat sectorul, mai bine sectorul sănătății, supravegherea sanitară. Și fără să critic, aș aduce o mică sugestie comisiei de a își activa și competențele de comunicare, de a lupta împotriva dezinformării. Astăzi, în fața globalizării amenințării, este a patra epidemie în mai puțin de 20 de ani. Europa trebuie să fie capabilă să anticipeze mai bine, să se coordoneze mai bine și, cum nu mai am timp, nu voi detalia acest plan de acțiuni, dar voi încheia cu un detaliu privind impactul social și economic al acestei pandemii. Și despre asta va vorbi imediat colegul meu, Dragoș Păslaru. Thank you. Mr. Manders, is it a blue card? Mulțumesc, domnule Manders. Aveți un cartonaș albastru sau vreți să vorbiți la cash DI? Vă reamintesc că acum nu aplicăm principiul cartonașului albastru, ci după ce se încheie lista de vorbitori în numele grupurilor. Dau cuvântul acum doamnei Sardon în numele ID. Președinte, mulțumesc. Eu mă întreb dacă ați înțeles într-adevăr că ne confruntăm cu o situație într-adevăr extraordinară, care nu e comparabilă decât cu o situație de război. Mie mi-e rușine de această Europa care e incapabilă să reacționeze adecvat la toate urgențele de o amploare ca asta. Mi-e rușine de Europa care de o lună tot discută despre coronavirus și nu face nimic. Ați creat un task force cu 5 comisari care nu a dus la nimic. Mi-e rușine de această Europa care e dezbinată și are întârzieri. Mi-e rușine de Europa ineficace și absentă. Cum? Ce imagine dăm noi? Instituțiile în fața tuturor asistentelor medicilor care sunt în tranșeele din spitale. Mi-e rușine că nu avem un protocol unic pentru a gestiona această epidemie. Există țări care au făcut câte teste, alte nu, alte țări dau toate informațiile în mod transparent, alte state minimizează datele, le ascund pentru a reduce consecințele economice. Mi-e rușine să văd cum Europa lasă de izbelește o țară întreagă, cum e Italia, unde au de suferit cetățenii și companiile. Mi-e rușine de foarte multe țări care au blocat exporturile de echipamente pentru terapia intensivă, de pildă.
Mi-e rușine de acele țări care nu vor să mai transmită materiale medicale în Italia. Mi-e rușine că n-avem o abordare solidară. Mi-e rușine de speculanți și mi-e rușine și de lanțurile de distribuție care au pretins din partea produselor italiene acea etichetă coronavirus free. Deci unii se folosesc de acest coronavirus pentru a face un război comercial împotriva produselor italiene. Mi-e rușine că într-o clipă, într-un moment de urgență, birocrații europeni, în loc să pună accentul pe coronavirus, vin cu alte discuții. Mi-e rușine de această Europa care, când vede că Italia are nevoie de ajutor, vie doar cu o propunere de a scădea, să zicem, din calcul deficitului o anumit procent. Nu, parametrii aceștia prea rigiți nu sunt suficienți pentru a face față recesiunii. Mi-e rușine de celor care nu le pasă de urmările asupra sectorului turistic. Mi-e rușine de cifra rizibilă pe care o pune la dispoziție UE. UE nu există de fapt. Mi-e rușine de doar faptul că UE nu face decât să discute, când de fapt fiecare zi pierdută e o tragedie. Vă mulțumesc. And now the leader of the... Și acum, în numele verzilor, doamna Keller. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor specialiștilor în domeniul sănătății, tuturor asistenților care în continuare depun eforturi supraomenești pentru a stăvili COVID-19. Urmărim îndeaproape impactul și răspândirea COVID-19, dar trebuie în același timp să ne gândim și la impactul mai extins asupra sistemelor de sănătate, pentru că există și alte probleme care se pot agrava atunci când spitalele sunt supra-solicitate cu pacienții purtători de coronavirus și spitale care ajung la limitele lor logistice. Trebuie să tragem niște concluzii de aici, să formulăm niște învățăminte. Trebuie să ne consolidăm în consecință sistemele noastre de sănătate, să nu ne bazăm doar pe funcționarea lor în zile senine și frumoase, ci trebuie să le pregătim și pentru astfel de situații de urgență. Un alt aspect important, avem nevoie de sisteme de asistență socială care să facă posibil ca oamenii să-și ia concediu medical, să stea acasă, să lucreze de acasă și vă spun asta pentru că nu este ușor, pentru că nu este o decizie ușoară să rămâi în concediu medical, pentru că de multe ori concediu medical nu este plătit sau nu este plătit suficient de bine. În același timp trebuie să ne răspândim, să ne diversificăm lanțurile de aprovizionare, astfel încât să nu apară o regiune care să ducă lipsă acută de anumite produse sau servicii. Iar în ce privește măsurile de urgență pe care Parlamentul trebuie să le ia și sau pe care le luăm fiecare în parte, trebuie ca la toate nivelurile să formulăm acele învățăminte, acele concluzii care sunt importante de tras acum. Și cum a spus și Comisia, avem nevoie de solidaritate. Excluderea, discriminarea nu ne ajută și nu este calea corectă. Trebuie ca în aceste momente să fim solidari unii cu alții și să înfruntăm împreună această epidemie. Mulțumesc! Și acum, în numele conservatorilor și reformiștilor europeni, doamna Kopczynska. Dziękuję, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, pe 2 martie în acest an, Uniunea Europeană a activat acordul integrat privind răspunsul la situații de criză. Prin urmare, pe 6 martie a avut loc o reuniune extraordinară a Consiliului, prin care ministrii sănătății au fost informați asupra situației. Pentru a-i proteja pe cetățeni, trebuie să avem cea mai bună abordare, cel mai bun răspuns coordonat împotriva acestei propagări a COVID-19 în Uniunea Europeană.
Cum evaluează Comisia mecanismul sau mecanismele implementate la nivelul statelor membre? Ce măsuri suplimentare ar putea propune Comisia pentru a sprijini comunicarea și schimbul de informații pentru a le face să fie mai fluente? În China, numărul de cazuri scad. Asta înseamnă că măsurile drastice adoptate de autoritățile chineze sunt eficiente. S-a vorbit și despre diferența ratelor de mortalitate între diferitele state membre, de faptul că în Coreea de Sud, procentul este de mai puțin de 1%, iar într-unul din statele membre el este de 5%. Care este părerea dumneavoastră în acest sens? Ce măsuri de protecție suplimentare sunt planificate de Comisia Europeană dacă, în ciuda celor actuale, virusul continuă să se propage? Comisia are măsuri suplimentare care ar putea fi utile pentru statele membre, precum și finanțări suplimentare de la Banca Europeană de investiții. Comisia Europeană ia în considerare și utilizarea de fonduri din Fondul de Solidaritate. Doresc să mulțumesc tuturor lucrătorilor din domeniul sanitar care sunt implicați în combaterea coronavirus. Mulțumesc în numele GUE NGL, are cuvântul doamna Aubry. La președinte. Tout d'abord, je voudrais exprimer... Mulțumesc. În primul rând, în numele grupului meu, țin să îmi exprim solidaritatea față de toți cei care au fost afectați de această epidemie. Mă gândesc la cei mai vulnerabili, la cei mai vârstă, care deja sunt fragilizați de multe ori de alte boli și pe care trebuie să-i prioritizăm. Mă gândesc la poporul italian lovit din greu de epidemie și care are nevoie urgentă de sprijinul UE. Însă, dragi colegi, crizele ne arată care e adevărul. Se vede adevăratul chip al societății noastre, cu punctele sale forte și cu slăbiciunile sale. Coronavirusul ne arată cât de mult dogmele trecutului ne-au fragilizat, ne-au făcut să fim mai vulnerabili în fața crizelor pe care piața nu le poate aborda. Austeritatea a pus în genunchi spitale publice peste tot. În Europa, personalul medical se mobilizează din cauza faptului că sistemele de sănătate au ajuns să se degradeze atât de mult. În aceste spitale deja asfixiate, medicii au acum dilema de a alege între doi pacienți, deoarece n-au suficient material și nici suficient personal. Mondializarea și liberul schimb n-au luat suveranitatea. Ce se întâmplă? 80% din principiile active din medicamentele noastre sunt produse în afara UE. Fiecare criză mondială ne pune cu spatele la zid, deci avem o penurie mondială. De reglementarea, specula fără limite, iată pe aceste bunuri vitale. Prețul la gelul dezinfectant s-a triplat în 3 zile doar. A trebuit să ajungă coronavirusul pentru ca și liberalii să vadă ce ravagii face această cursă pentru profit. Faptul că economia noastră a ajuns să se bazeze doar pe sectorul financiar, iată, a dus la asta. Ar fi trebuit să avem o altă atitudine, mai mult sânge rece. Și ce se întâmplă? Speculanții nu fac decât să speculeze, dar trebuie să garantăm stabilitatea statelor noastre, reziliența lor și trebuie să învățăm din această încercare pentru a nu mai permite acestui sector financiar care a nebunit practic să dea de fiecare dată să stabilească cursul lucrurilor. Și ceea ce trebuie să facem acum în aceste clipe atât de dificile este să învățăm din nou să fim solidari. Vă mulțumesc, domnul Pedicini, acum de la neafiliați. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt de acord cu tot ce a spus colega cu câteva clipe înainte, însă, din păcate, această criză pune la grea încercare Uniunea Europeană și mă tem că UE nu va face față. Nu va face față dacă nu va depăși anumite reguli interne absurde și nu va depăși anumite ipocrizii și egoisme din partea unor state membre. Dacă avem o criză sanitară la 2 luni de la primele focare din China, noi încă nu avem un protocol unic în UE. Nu avem o orientare comună europeană și nu vom depăși nici criza economică.
Ieri, bursa de la Germana a căzut cu 9%, cea din Franța cu 9%, în Italia cu minus 13,5% a fost căderea. Și comisarii, miniștrii de economie, ce au spus? Doar că vor acorda flexibilitatea permisă de tratate? Va fi permisă flexibilitatea când noi ne confruntăm cu o criză totală? Și noi ce facem? Vorbim doar de flexibilitate? În aceste momente trebuie să se dea dovadă de curaj. BCE-ul trebuie să intervină și să finanțeze direct economia reală și companiile în fond pierdut. Asta trebuie făcut acum pentru a depăși situația actuală. Thank you. And now for... Vă mulțumesc. Acum doamna De Langhe, două minute. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. En natuurlijk zijn die... Mulțumesc, doamna președinte. Sigur, în două minute nu pot să reacționez la toate provocările care au fost puse în legătură cu coronavirusul. Și două minute nu sunt suficiente nici să reacționez la frica, la temerile celor afectați, să exprimăm condoleanțe și compasiunea noastră pentru aceia care au pierdut pe cineva apropiat. Însă vreau să mă folosesc de acest lucru pentru a aduce laude acelora care îngrijesc pe bolnavii cu coronavirus pentru să aduc un omagiu medicilor, asistenților, infirmierilor în aceste spitale care sunt deja supraaglomerate, sunt supra-solicitate și chiar dacă nu este o competență europeană, ci competențele în acest domeniu sunt la nivel național, este nevoie ca și de la nivel european să susținem statutul profesional și activitatea acestor infirmieri și acestor asistenți, inclusiv să apreciem prin mijloace financiare activitatea lor. Vreau să mulțumesc și Comisiei Europene pentru faptul că în sfârșit și-a asumat inițiativa de a interveni acolo unde este posibil. Comisia Europeană acum, într-adevăr, arată cum e posibilă sinergia europeană prin repatrierea expaților europeni, a demonstrat deja acest lucru. În ziarul german Bild Zeitung pot să citesc zi de zi care este situația germanilor care s-au infectat în Italia, în alte state membre, dar nu așa trebuie să tratăm noi aceste lucruri. Informațiile trebuie schimbate între autoritățile naționale, între autoritățile la nivel european și nu trebuie să afli lucrurile din ziar. Nu trebuie să afli din ziar de faptul că suntem dependenți în ce privește materiile prime în industria farmaceutică de agenții din afara Uniunii Europene. Deci, doamnă comisar, trebuie să avem în vedere că avem nevoie de cercetare și de mai multă cercetare și pe vreme de pace ca pentru următoarea criză să fim și mai bine pregătiți. Mulțumesc foarte mult și acum timp de 2 minute și jumătate, doamna Guteland. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. O zi ca asta, în această perioadă când suntem loviți de coronavirus, e o zi în care trebuie să ne gândim în primul rând la cei care sunt bolnavi, la cei care lucrează în spitale, la toți cei care sunt afectați și să ne gândim la munca fantastică pe care o face personalul nostru medical peste tot în UE. Își pun în pericol propria viață, ajutându-i pe cei care au fost afectați de virus și se luptă pentru a încerca să pună capăt propagării acestui virus. Deci vă mulțumesc tuturor pentru munca dumneavoastră. Eu cred criză teribilă, e o mare provocare și trebuie să încercăm să lucrăm cu toți în aceeași direcție. Și au spus-o mulți colegi în plenar, au spus că trebuie să ne unim forțele și să facem tot posibilul pentru a reduce contagiunea și pentru a lua decizii bazate pe datele științifice atunci când gestionăm situația. În primul rând, să ne gândim la cei care luptă pe primul front cu această boală. Aceste persoane trebuie să fie sprijinite cât mai mult. Noi, grupul S&D, salutăm faptul că din partea Comisiei Europene s-a propus 130 de milioane de euro asistență pentru sectorul economic. În anumite regiuni, din anumite țări, se suferă mult mai mult din cauza virusului corona decât în alte țări.
Premierul Conte, premierul italian, ieri a declarat că Italia practic e într-o carantină totală acum. Sunt măsuri extraordinare, deci situația e foarte gravă. Ne gândim la poporul italian care trece prin niște clipe foarte dificile acum. Suntem alături de ei. E drept că acum nu știm exact cum se va propaga această boală. În ultimele zile am văzut că a crescut mult numărul de cazuri peste tot în Europa. Indiferent de cum va evolua situația, e clar un lucru. Acest virus nu cunoaște granițe, nici între regiuni, nici între țări. De aceea trebuie să dăm dovadă de solidaritate, să avem o abordare comună pentru a combate această epidemie în țările europene, dar și cu privire la țările din afara Uniunii Europene. Deci cu toții avem o responsabilitate să facem tot posibilul pentru a opri această boală. Categoriile cele mai expuse vor fi afectate proporțional mai mult și din punct de vedere economic. Deci trebuie să vedem ce putem face pentru aceste categorii și le mulțumesc tuturor femeilor care acum în această criză, iată, duc greul. Multe sunt obligate să rămână acasă cu copiii pentru că școlile sunt închise. Da, face parte din risc, însă trebuie să ne gândim și la consecințele economice. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Un minut și jumătate, domnul Păslaru. Thank you, Madam Chair, dear... Mulțumesc. Doamnă președinte, dragi colegi, voi începe prin a vă spune, haideți să credem în Europa, să avem încredere, împreună putem fi mai puternici și mai eficienți în slujba cetățenilor europene. Acesta este jurământul pe care l-am dat, acesta este misiunea și obiectivul nostru. Avem nevoie de o reacție ambițioasă și coordonată. Asta este clar pentru toată lumea, pentru a limita propagarea virusului, mai ales în ceea ce privește impactul social și economic. Toate statele membre trebuie să acționeze împreună pentru a se concentra pe bunăstarea cetățenilor. Renew Europe accentuează trei măsuri foarte importante. În primul rând, statele membre trebuie să utilizeze flexibilitatea fiscală pentru a ușura presiunea fiscală asupra companiilor care sunt afectate de criză și să amâne termenele pentru plata taxelor și contribuțiilor de TVA. De asemenea, trebuie să cerem băncii europene de investiții să devină un partener solid, făcând disponibile lichidități pentru IMM-uri. În al treilea rând, sper că de pe acum este clar pentru toată lumea, în lumina acestei crize, că Uniunea Europeană trebuie să aibă o facilitate care să sprijine crearea de scheme de angajare pentru regiunile cele mai afectate, salvând locuri de muncă, ajutând companiile care sunt afectate, mai ales în Germania, de exemplu. Acum este momentul să acționăm pentru cetățenii europeni, să nu uităm pe nimeni și mai ales să-i ajutăm pe cei care au fost cei mai afectați de această criză. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Aș aprecia foarte mult dacă v-ați respecta timpul, pentru că avem 23 de cereri de intervenții spontane. Acum 2 minute, domnul Rouget. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Sigur, înainte de toate doresc și eu să adresez un mesaj de compasiune pentru toate victimele virusului care tulbură viața noastră a tuturor. Domnul Bruno Le Maire, ministrul economiei și finanțelor din Franța, declara ieri că există un înainte și un după această epidemie la nivelul la nivel mondial. Vedem cât este de important să reflectăm la o mai bună organizare a lanțurilor de valoare și la relocalizarea unor activități. Aceste afirmații ale ministrului nostru vin în întâmpinarea discursului lui Marine Le Pen, pe care el are deja de luni de zile cu privire la această localizare necesară. Epidemia coronavirus este un simbol pentru Uniunea Europeană a importanței unei Europe a națiunilor. În aceste momente, unde ne ducem? Ne ducem către națiuni, pentru că cine poate acționa rapid și eficient? Națiunile. Cine controlează frontierele? Națiunile. Cine decide măsurile de restricționare? Națiunile. Statele.
Franța a decis pe 4 martie să rechiziționeze măștile produse în țară. Pe 6 martie, domnule Narcic a criticat această inițiativă a președintelui francez, pentru că chiar dacă este legală, riscul este să fie slăbită abordarea noastră colectivă și capacitatea noastră colectivă de a face față crizei, a spus el. În Italia, în Germania, în Franța și în întreaga Europa, popoarele sunt îngrijorate. Statele trebuie să poată să coopereze între ele și să poată să fie eficiente la ele acasă. Vă mulțumesc. Timp de 2 minute, doamna de Suter. Doamnă președinte, doamnă comisar, mai întâi vreau să exprim toată compasiunea noastră pentru comunitățile și familiile afectate de coronavirus și să omagez pe toți aceia care ajută. Fără să fim, totuși nu trebuie să intrăm în panică. Virusul acesta poate nu este atât de letal ca și alte virusuri, totuși are un impact indirect asupra economiilor noastre dacă nu luăm măsurile care se impun. Și asta vreau să explic acum aici. Ați văzut care este blestemul care însoțește orice epidemie. Trebuie în același timp să aplatizăm curba infecțiilor cât se poate de mult pentru a putea face față epidemiei și evoluției sale. Trebuie să reducem așadar și numărul celor infectați pentru ca să putem face față tratamentului. Știți că nu există o imunitate a populației față de acest virus, deci nu putem să facem o comparație cu influența, cu gripa obișnuită, pentru care deja există o imunitate. Și tocmai de aceea este important ca sistemele de sănătate să nu fie supra-solicitate. Am citit ce s-a întâmplat în Italia de Nord. Există spitale în care oamenii nu se mai pot interna pe terapie intensivă, nu mai sunt suficiente paturi de terapie intensivă, oamenii cu boli grave nu mai au loc în spitale pentru că spitalele sunt suprapopulate. Deci trebuie să facem tot ceea ce este posibil pentru a contenționa, pentru a limita răspândirea virusului și trebuie să ne asigurăm prin măsurile prin care intervenim că virusul nu se va răspândește. Nu, știm cu toții că există consecințe sociale și economice, dar dacă nu facem ce trebuie făcut pentru a limita răspândirea virusului, atunci și efectele directe, dar și cele indirecte, sociale, economice, vor fi consecințe foarte, foarte grave. Și aceste consecințe trebuie să fie o prioritate pentru Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumim! Acum domnul Vondra, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Știți că răspândirea coronavirus nu respectă regulile libertății de circulație. Deci, acum trebuie să intervenim la nivel european pentru a demonstra valoarea adăugată a intervenției coordonate, a reacției concertate, la nivel european pentru a limita libera circulație sau pentru a controla, mai bine zis, dincolo de frontierele noastre, circulația și răspândirea virusului. Nu am făcut încă prea multe în această privință, dar spun acelora care vor mai mult Europa că există două provocări de înfruntat. Pentru că trebuie să avem mai întâi încrederea de la bază, trebuie să proiectăm de la nivel superior măsurile care se impun și trebuie să și coordonăm aceste măsuri. Consiliul Superior de Apărare a Republicii Cehe în fiecare dimineață, într-o ședință comună cu toți membrii Guvernului Ceh, face o informare în legătură cu stadiul actual al răspândirii COVID. Ei, așa ar trebui să se întâmple și la nivel european. Mulțumesc! Adică, așa, dar haideți să ne trezim. Domnul Gujmau, acum 1 minut și jumătate. Mulțumesc! La începutul acestei dezbateri, doamna comisar Kyriakides, ce ne-a spus? Că e nevoie de măsuri concrete, însă nu a menționat nicio măsură. Bineînțeles, a spus că au fost organizate videoconferințe și așa mai departe. Europa are două responsabilități față de acest coronavirus. În primul rând,
trebuie să împiedice contagiunea în spațiul european cu măsuri preventive. În al doilea rând, trebuie să gestioneze efectele economice ale acestei epidemii. Efecte care vor apărea chiar dacă, să zicem așa, că sistemele de sănătate publică nu vor fi afectate foarte grav. Însă, Comisia Europeană, în loc să le ceară statelor membre UE să investească în serviciile publice, începând cu sistemul de sănătate, tocmai pentru că această epidemie să nu ajungă să fie atât de gravă și să aibă niște urmări atât de grave, deci, în loc să facă asta, ce ni se spune nouă? Că vor fi respectate investițiile. Deci, de fapt, asta ar trebui să ne spună, că trebuie să fie încurajate toate statele membre să investească în serviciile publice. Pentru asta e nevoie de politici contraciclice. Dar în loc să facă asta, ce ne spune Comisia? Da, avem acea flexibilitate prevăzută de tratat și basta. Și avem pactul de stabilitate. Nu-i corect. Dacă statele membre fac tot ce trebuie pentru a-și proteja sănătatea, pentru a-i proteja pe cetățeni, e bine, vor trebui după aceea să se confrunte și cu o atitudine de critică din partea Comisiei Europene. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Rondinelli. Mulțumesc, doamnă președinte. Din informațiile pe care le avem, se vede că această epidemie e o tragedie planetară fără precedent. Dacă nu intervenim rapid, cu măsuri puternice, proporționate și comune, toată Europa se va prăbuși. Suntem conștienți că statele membre au competențe în ceea ce privește domeniul sanitar, însă UE ar trebui să garanteze servicii pentru toți cetățenii. Nu avem măsuri comune pentru a bloca răspândirea virusului. Simplu schimb de informații dintre statele membre nu mai e suficient pentru a soluționa această urgență. E nevoie de un protocol sanitar comun pentru a vedea exact cine e contagiat sau nu. E nevoie de măsuri pentru a gestiona bolnavii, pentru a opri propagarea, pentru a asigura tratamentul adecvat. Știți că acum medicii din spitalele italiene sunt obligați să aleagă între bolnavi pentru că nu mai au paturi suficiente la terapie intensivă. Și întreb Comisia și vă întreb următorul lucru. De ce nu îi punem la oaltă pe toți oamenii de știință europeni pentru a descoperi un vaccin european? De ce așteptăm noi să ne dea chinezii vaccinul ăla sau Israelul sau americanii? Ar trebui să luăm măsuri urgente la nivel european pentru a face față acestei urgențe atât de grave care ne afectează pe toți. Vă mulțumesc. Domnul Lise, acum 2 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi vreau să exprim solidaritatea cu toți cei afectați de coronavirus. Vreau să îmi exprim și aprecierea pentru toți aceia care luptă împotriva răspândirii virusului, mai ales în Italia. Ce se întâmplă în Italia este dramatic. În timpul weekendului am primit vestea mai multor sute de cazuri de decese, ceea ce arată foarte clar că nu avem într-adevăr a face cu o gripă normală, ci cu o situație extraordinară care trebuie prevenită în toate statele membre. Pentru asta avem nevoie o Europa mai puternică, avem nevoie de un răspuns european mai puternic. Ministrul Sănătății din Republica Federală Germană a arătat că observatorul european pentru boli infecțioase trebuie să dețină mai multe competențe în viitor. Acum trebuie să susținem și să transpunem această solicitare. Din punct de vedere juridic, sigur că lucrurile mai durează, dar invit Comisia și statele membre să pună la dispoziția observatorului european în mod voluntar, personal și competențe pentru a elabora un răspuns coordonat și concertat la nivel european la această epidemie. Vreau să rog Comisia să includă și un alt element în comunicarea sa externă. Știm că oamenii care sunt fumători sunt mult mai puternic afectați de coronavirus și că în grupul fumătorilor există mult mai multe cazuri de deces. Deci dacă până acum cineva n-a avut motiv să se lase de fumat, iată că a găsit unul. Haideți să-i sprijinim pe aceia care vor să facă acest pas important. Iar în ce privește vaccinarea, cu siguranță vaccinarea este importantă, numai că o să dureze până avem un vaccin. Există pacienți care sunt tratați cu medicamente antivirale experimentale. Sigur, tratamentele antivirale sunt dificile și totuși
trebuie ca toate acele institute și clinici care aplică tratamente experimentale să poată fi susținute astfel încât tratamentele care se dovedesc a fi eficiente să poată fi răspândite pentru ca toți aceia care n-au nevoie de aceste tratamente să poată beneficia de acelea. Mulțumesc, doamna Fritzson, 2 minute. Tack, fru talman och fru kommissionär. Antalet fall av coronavirus ökar. Doamna președinte, numărul cazurilor de infecție cu coronavirus crește constant. De aceea, gândurile noastre se îndreaptă astăzi în direcția tuturor persoanelor spre ceea ce a afectat și aparținătorii lor. Instituțiile europene consideră că acest virus urmează să se răspândească și mai mult în viitor. De altfel, situația se schimbă de la o zi la alta. Tocmai de aceea, Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri reactive, corespunzătoare, bazate pe evidențe științifice. Trebuie puse la dispoziție mijloace pentru cercetarea și dezvoltarea unor tratamente și terapii și tocmai de aceea este nevoie de o abordare concertată, de un centru de coordonare unic. Recent am văzut un mesaj care se adresa copiilor, care spune așa: nu uita că acolo afară există foarte mulți asistenți infirmieri, părinți, profesori, toți vor să te ajute. Nu trebuie să-ți faci griji, dar trebuie să te speli pe mâini. Așa scrie pe acel afiș pe care l-am văzut. E bine, trebuie să putem avea cu toții încredere în faptul că Uniunea Europeană oferă servicii de sănătate corespunzătoare și că Uniunea Europeană pune la dispoziție toate acele mijloace de care este nevoie pentru a depăși o criză. Da? Vrem ca toți cetățenii, nu doar copiii, să se poată încrede în ajutorul de la nivel european pentru ca toată lumea, indiferent de activitatea pe care o desfășoară, să facă tot ce îi este cu putință pentru a combate răspândirea virusului. Mesajul UNICEF are și o implicație indirectă, arată că indiferent de funcția pe care o desfășurăm, trebuie să facem tot ce putem pentru a limita răspândirea virusului. Doamna Trilei Lenoir. Doamnă președinte, doamnă comisar, astăzi de ziua dumneavoastră, domnule comisar, Uniunea Europeană va trebui la un moment dat să facă bilanțul acestei epidemii, să vadă reactivitatea, capacitatea de coordonare, suveranitatea economică, însă acest moment nu a venit încă. Astăzi trebuie să ne ocupăm de 3 responsabilități politice. Exemplaritatea. Măsuri puternice au fost luate în cadrul acestui Parlament European pentru a se limita deplasările, un factor important de propagare a virusului. Aceste măsuri ar putea fi întărite mai departe. Solidaritatea. Pentru că cetățenii cei mai vulnerabili, persoanele vârstnice, pacienții cu cancer, aceștia trebuie protejați în toate țările și la nivelul, în interiorul unei singure țări. Apoi, pedagogia și comunicarea pe care trebuie să o facem pentru liderii și pentru concetățenii noștri. Nu am timpul să detaliez această schemă extrasă dintr-un articol recent. Această schemă vă arată măsurile de protecție intelectuală și colectivă permit să limiteze vârful epidemic, menținând stabilitatea sistemelor sanitare și economice. Vă mulțumesc. Madam, there is a blue card. Aveți o întrebare ridicată cu cartonaș albastru, doamnă Trilei-Lenoir. Acceptați? Doamna Grapini, aveți 30 de secunde. Mulțumesc, doamna președintă. Astăzi discutăm într-o situație de criză despre problemă europeană. Nu credeți că ar trebui să știm concret de la Comisie, în afară de informarea generală, câți bani suplimentăm la buget pentru a preveni, câți bani alocăm pentru materiale de prevenție, câți bani alocăm pentru medicamente, cum asigurăm securitatea granițelor în Uniunea Europeană? Eu cred că astea sunt măsurile cu care trebuie să mergem în țară la noi, să spunem guvernelor noastre să-și asume responsabilitatea, dar și la nivel de Comisie Europeană trebuie să știm concret cât dăm la cercetare, cât dăm la prevenție. Mulțumesc!
Je réponds. Pot răspunde, spune doamna Trier-Lenoir. Prevenirea în materie de epidemie infecțioasă se bazează pe vaccinare. Eforturile de vaccinare sunt deja finanțate de Uniunea Europeană cu 10 milioane de euro dintr-un fond special, Orizont Europa, și 90 de milioane care vin dintr-un fond de parteneriat public-privat, 45 de milioane vin de la Comisia Europeană, 45 de milioane din privat. Sigur că putem face mai mult și putem cere ca Orizont Europa să prioritizeze vaccinarea. Mai am timp să răspund? Da, securitatea granițelor o să vă răspund ulterior. Mulțumesc, doamnă, vi s-a terminat timpul de vorbire. Are cuvântul acum doamna Liții. În primul rând țin să-i salut pe toți colegii. Doamnă comisar, domnule comisar, dragi colegi, vă rog să-i transmiteți doamnei von der Leyen că după coronavirus nimic nu va mai fi la fel dacă Uniunea Europeană nu va veni cu niște soluții punctuale, eficace și solidare. Am auzit multe intervenții și multe din aceste intervenții conțin elemente cu care sunt de acord, însă mă îngrijorează anumite aspecte, mai ales solidaritatea și partea economică. Eu provin dintr-o regiune care în 1967 a trebuit să se confrunte cu un eveniment seismic care în 60 de secunde a dus la 1000 de morți. Și chiar dacă aveam 8 ani atunci, am văzut ce însemna solidaritatea. Am învățat ce înseamnă să-ți exprimi solidaritatea și cei din Friuli și-au exprimat solidaritatea de nu știu câte alte ori când a fost nevoie de solidaritate. Însă astăzi mi se pare că există întârzieri în ceea ce privește solidaritatea. N-am nimic de adăugat la ce au spus colegii. Vă rog să nu băteți din ciocănel, doamnă președinte. Vreau doar să vă spun că statele membre trebuie neapărat să ajute IMM-urile din punct de vedere financiar. Asta cer guvernatorii anumitor regiuni. Vedeți? Asta e solidaritatea. Îmi tăiați microfonul. Îmi pare rău. Vă mulțumesc. Vă rog. I'm really sorry. Îmi pare foarte rău. Știu că toată lumea vrea să contribuie la această intervenție. Nu mai funcționează microfonul, doamnă Liții. Ne pare rău. Vă rog, respectați, alții au de pierdut din timpul pe care îl câștigați dumneavoastră. Trecem acum la următorul vorbitor, doamna Rivazi, 2 minute. Si, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în primul rând, aș vrea și eu să-mi exprim solidaritatea cu personalul medical, pentru că ei sunt cei care sunt în linia întâi, și tristețea față de numeroasele victime afectate de coronavirus. Cred că trebuie să alertăm fără să alarmăm. De ce trebuie un nivel de alertă? Pentru că această epidemie se propagă în peste 100 de țări. Vedem că în cadrul Uniunii Europene avem contaminări numeroase și o rată de mortalitate care nu poate fi neglijată. Acest coronavirus este necunoscut și nu există tratament sau vaccin. Multă lume vorbește despre vaccin, dar vaccinul abia peste un an va putea fi utilizat după testele clinice. Acest coronavirus afectează cel puțin 15% din persoane într-un mod grav. Și dintre acestea, 5% trebuie să beneficieze de reanimare și ajutor respirator, iar rata de mortalitate este între 0,6% și 3,4%. Cu toate acestea, o mare majoritate de oameni declanșează o boală benignă. Trebuie să reținem astăzi. Apoi, Comisia trebuie să interpeleze statele membre, pentru că dacă ne uităm la situația din Italia și chiar din Franța, vedem că sistemele noastre sanitare sunt rapid saturate. La Milano, sistemul sanitar este saturat și atunci trebuie să încurajăm statele membre să dispună de echipamente de reanimare pentru a face față acestui nou val de pacienți. Apoi,
ceea ce numim noi planul alb din Franța, putem face apel la rezerviști pentru a mobiliza personalul medical suplimentar. Și de asemenea trebuie întărită medicina ambulatorie pentru cazurile care trebuie să rămână la domiciliu. Și apoi, mă întorc către Parlament, pentru că ce facem cu Parlamentul, care este o întreagă navă spațială cu mii de pasageri care pot acționa ca propagatori ai virusului. Propun să închidem Parlamentul pentru o perioadă de timp, să se evalueze situația și apoi să vedem ce se întâmplă, pentru că situația de față nu poate fi menținută la nesfârșit. Președinte, întrerupe vorbitoarea, îmi cer scuze, vă rog foarte mult să cooperați la respectarea timpului, pentru că putem să ajungem la jumătate de oră întârziere, ceea ce înseamnă că va trebui să limităm intervențiile spontane, CHDI. Deci de acum încolo voi tăia microfonul și vă voi ruga să mă înțelegeți și să cooperați. Următorul vorbitor, un minut, doamna Zalewska. Przewodnicząca, pani komisar. Doamna președinte, doamna comisar. Cred că azi nu trebuie să ne gândim doar la aceia care sunt bolnavi, care suferă, ci și să ne gândim la medici, la asistente, la aceia care au nevoie de sprijin financiar, de echipamente pentru a combate răspândirea virusului. Iată cum Comisia Europeană și Uniunea Europeană trebuie să se implice și financiar în combaterea acestei epidemii. Din păcate, Comisia nu a oferit informații concrete în legătură cu ce a întreprins, nu am auzit ca menționându-se proceduri concrete care au fost instituite la nivelul statelor membre. E foarte bine că miniștrii sănătății, că șefii statelor și guvernelor comunică între ei. Totuși aș vrea să vă atrag atenția asupra noastră, comunității noastre de aici. Azi am avut un... Azi s-a consemnat primul caz de funcționar al acestui parlament care a căzut la pat din cauza asta. Nu există apă caldă și să pun în anumite toalete și servicii sanitare și iată, despre asta nu comunică nimeni cu noi. Mulțumesc, doamna Conecerca. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, haideți să ne amintim că în foarte multe state membre au fost operate în regim de austeritate, reduceri dramatice și irresponsabile ale alocărilor pentru serviciile de sănătate. Asta a dus la o subpopulare și o subdimensionare a serviciilor sanitare. Acum însă lipsa acestui personal și a capacităților nu este reclamată la ministere, suferă de această situație doar aceia care lucrează în sistemul sanitar. Sigur că nu trebuie să facem prea multă panică aici, avem însă nevoie de informații corecte și coerente. Eu de multă vreme am solicitat ca ECDC-ul, Observatorul European, să fie dotat cu atribuții și cu mijloace suplimentare. Această epidemie ar trebui să demonstreze cât de important este acest observator și dacă nu o va face, atunci nu știu pentru ce îl mai avem. Iar după ce situația se calmează, va trebui să tragem niște învățăminte foarte clare. Se pare că sistemul nostru de sănătate nu este configurat astfel încât să reacționeze la astfel de cazuri. Nu există suficiente echipamente medicale și lipsesc categorii esențiale de personal, medici, asistente, asistenți sociali. Deci am subestimat aceste capacități, cum am subestimat și nevoia noastră de echipamente și tehnologii. Eu sper că în urma acestei crize sistemele noastre de sănătate vor fi consolidate. Mulțumesc, domnul Papadakis, un minut. Mulțumesc. Dacă e să avem o abordare responsabilă în ceea ce privește răspândirea acestui virus, nu trebuie să uităm care sunt și consecințele abordării sistemelor de sanitate. Mulți văd sistemul de sanitate doar ca o sursă de costuri sau doar ca o ocazie pentru a spori profiturile.
În Grecia vedem acum care sunt urmările unei astfel de abordări. Vedem care sunt urmările cu privire la terapia intensivă, de pildă. Și asta în ciuda eforturilor enorme făcute de personal, deși vor fi angajate persoane acum temporar, nu asta e suficient. Ar trebui să fie angajate mult mai multe persoane în sistemul medical în general, să fie disponibile mult mai multe medicamente, să fie combătută specula și e nevoie de decizii guvernamentale care să le permită angajatorilor să îi plătească și pe lucrătorii care sunt obligați să rămână la domiciliu pentru autoizolare. Deci toate acestea însă se bat în cap cu legile profitului, care nu cunoaște limite. Doamna Montserrat, e nevoie de mai mult leadership, coordonare. Trebuie să lucrăm pe baza datelor științifice pentru a reacționa eficace la această urgență care pune la încercare tot ce înseamnă Europa. Primul obiectiv, să oprim propagarea virusului pentru a proteja populația, așa cum reușesc țările asiatice. Al doilea obiectiv, să venim cu soluții față de impactul social, sanitar și economic, la nivel sanitar. Să acordăm prioritate protecției bolnavilor cronici, a celor vârstnici. Trebuie să protejăm de asemenea personalul medical care e în situație de risc crescut. De asemenea, sistemele sanitare trebuie consolidate pentru a avea suficient personal, servicii de urgență, de urgență primară și asistență la domiciliu și pentru a putea face față și celorlalte boli, bineînțeles. E nevoie de achiziții centralizate de material de diagnostic și de tratament. Coronavirusul nu se oprește cu alarmism și cu frici, ci cu responsabilitate. Și pentru a evita o recesiune economică cu consecințe devastatoare asupra locurilor de muncă, PPO-ul vine cu un plan șoc de măsuri economice de conciliere pentru a ajuta familiile, lucrătorii și sectoarele economice cele mai afectate, cum ar fi sectorul de servicii, turistic, hotelier, autonomi, PFA-urile și... Cerem guvernului spaniol, Consiliului din această după-amiază și Comisiei să se folosească de toate resursele disponibile pentru a reduce efectele negative asupra economiei, pentru a consolida sistemele sanitare și sistemele de comunicare. Vă mulțumesc. Acum, doamna Bonafé, 2 minute. În momentele extraordinare e nevoie de curaj pentru a lua măsuri extraordinare. Țara mea, Italia, și-a luat responsabilitatea de a lua măsuri drastice, nemai văzute pentru a pune capăt contagiunii. Însă, din păcate, coronavirusul trebuie luat foarte în serios. Impactul asupra sănătății și asupra economiei trebuie luat în serios peste tot. Și fiecare trebuie să își aducă contribuția. Și Europa, mai ales Europa, în primul rând. Să nu calcule, nu e suficient să spui că vor fi reduse de la calcul pentru deficit investițiile aici. Europa trebuie să vină imediat cu politici structurale de investiții. Însă, în primul rând, trebuie să știm cu cât oprim propagarea, cu atât mai repede oprim și prăbușirea economică. Comisia să vină cu un program de acțiuni comune, să ia toate inițiativele utile pentru a avea mai multă coordonare între state, pentru a avea protocoale comune și cercetare pentru a studia vaccinul. Și, de asemenea, e important să pună în funcțiune o centrală de achiziții europene pentru materiale necesare și pentru a evita o concurență inutilă și păguboasă. Coronavirusul ne arată că nimic nu mai poate fi abordat doar în granițele naționale. E nevoie de mai multă solidaritate. O imagine semnificativă din zilele aceste dificile, imaginea unei asistente medicale de la un salon de terapie intensivă dintr-un spital etanol. După un schimb extenuat, își pune capul pe masă obosit, încă mai are, deci, masca de protecție, costumul de protecție și practic se prăbușește complet distrusă de cât a lucrat. Și mă uit, mă gândesc la această femeie și vă rog și pe dumneavoastră să dați dovadă de curaj în aceste momente care într-adevăr sunt extraordinare. Vă mulțumim, domnul Dante, acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Coronavirusul pune în pericol viața multor cetățeni din toate țările europene. Protejarea sănătății este o prioritate absolută, însă pe lângă asta, instituțiile europene trebuie
să stabilească o strategie comună de combatere a propagării virusului și să pună la dispoziție dispozitive medicale pentru tratament și pentru a finanța cercetările care se ducă la descoperirea unui vaccin. Însă, din păcate, pe lângă urgența sanitară, avem deja și consecințe economice foarte grave. Trebuie să sprijinim sistemul de producție, să avem un plan de investiții publice care să le permită statelor membre și operatorilor economici să poată să ia măsuri extraordinare pentru a ocupa locurile de muncă, pentru a garanta lichiditățile, pentru a ne proteja bugetele naționale de speculă. Dragi colegi, zilele astea zeci de mii de medici, de asistenți, de infermieri, de cercetători lucrează practic fără să se oprească, în schimburi interminabile, fără zile de odihnă. Noi și Europa trebuie să fim la înălțimea generozității și altruismului și profesionalității acestor femei și bărbați. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Haider, 2 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Coronavirusul ne încearcă societățile și se va arăta în cele din urmă cum se vor dovedi a fi eficiente sau nu planurile noastre de urgențe. Va trebui să tragem învățăminte și în ce privește reacția noastră. Cum pot să confer societății sentimentul de securitate, de siguranță, fără să stârnește panică? Cum se întreține lanțul de aprovizionare? Cum pot să păstrez reziliente economiile naționale? Ei bine, ce știm însă de acum și putem constata că Parlamentul European nu a reușit să facă față acestei probe. Cea mai importantă reprezentanță a democrației din lume a arătat standarde duble. Angajații, deputații la cele mai mici semne de incertitudine trebuie să rămână acasă, angajații nu trebuie să vină la lucru, da? În același timp, în aeroportul din Zaventem, noi, deputații sosiți cu avionul, am fost înghesuiți în autobuze de 25 de locuri, microbuze, pentru a fi transportați la terminal. Nu se poate. Este un dublu standard. În loc să tratăm și să dezbatem problema acestei pandemii, anulăm toate evenimentele, toate dezbaterile, mai puțin cea privind legile cu privire la climă. Președintele Sassoli a eșuat în încercarea sa de a reacționa corespunzător la această amenințare. Eu sper că guvernele noastre naționale vor avea o abordare mai constructivă și mai eficientă. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul președinte Sassoli acționează în temeiul celui mai bun sfat și consultanței serviciului medical. Acum însă următorul vorbitor pentru 1 minut și jumătate, doamna Metz. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! În fața coronavirusului, reacțiile statelor membre sunt variate. Nu cred că în acest stadiu putem deja să evaluăm care au fost cele bune și care cele mai puțin bune. Însă, constatăm că nu suntem pregătiți și nu avem suficiente mijloace pentru a face față acestei crize sanitare. Comisia a investit milioane de euro în cercetare și a încercat să coordoneze reacțiile statelor membre. Însă, cetățenii sunt îngrijorați și își pun întrebări. Și pe bună dreptate, nu știm dacă măsurile luate sunt bine proporționate, nu știm care sunt indicațiile furnizate de comisie cu adevărat și mai ales nu știm dacă îngrijirile furnizate cetățenilor sunt peste tot similare. Ce se întâmplă cu accesul la rambursarea testelor și analizelor făcute în diferitele state membre? Este un moment să ne uităm mai bine la sistemul nostru de sănătate, pentru că el este în formele sale din state
statele membre este fragilizat și incapabil să facă față acestei epidemii. În numele austerității, Europa nu a mai susținut și nu a mai investit în niște sisteme de sănătate coordonate. Dacă este să ne învețe ceva această criză, ea ne arată nevoia de o Europa socială care să investească într-un acces la îngrijiri mai bune pentru toți cetățenii. Mulțumesc! Mulțumesc, un minut, doamna Doris Nicolosnova. I really think what we are doing right now is quite irresponsible. Cred că ceea ce facem acum este irresponsabil. Îi încurajăm pe parlamentarii din întreaga Europa să se adune într-o sală și să vorbească despre coronavirus. Noi suntem politicieni, nu suntem experți și cred că această discuție despre coronavirus ar trebui să se poarte la nivel de experți. Îi expunem pe toți cei care lucrează aici la riscuri. Personalul, șoferii, bucătarii, toți cei care trebuie să fie aici pentru că parlamentarii sunt aici. În Slovacia avem 7 cazuri de corona și majoritatea școlilor și instituțiilor care lucrează cu copii se închid. În Regatul Unit s-a închis Parlamentul. În Belgia cazurile sunt în creștere, însă Parlamentul European vorbește despre coronavirus cu 700 de membri ai Parlamentului de peste tot din Europa, iar școlile europene și creșele de aici continuă să funcționeze. Cred că avem nevoie de o discuție serioasă la nivel de experți. For one minute, Mr. Bompard. Un minut, domnul Bompard. Merci. Mulțumesc, dragi colegi. Criza coronavirusului pune mare presiune pe societățile noastre și are nevoie de un răspuns senin, care să fie liber de orice aspecte politicianiste. Trebuie să fim capabili să limităm propagarea acestui virus. Însă, această criză ne arată punctele noastre slabe. În primul rând, situația îngrijorătoare a sistemelor noastre de sănătate, care au fost afectate atât de mult de politicile de austeritate ale Uniunii Europene. Și salut mobilizarea exemplară a personalului din domeniul sanitar, regretând că ne gândim la ei numai în momentele de criză. Apoi, raportul societăților noastre față de mediu, pentru că știm că distrugerea habitatelor naturale, despăduririle, creșterea intensivă de animale favorizează, știm astăzi, propagarea acestor virusuri. Apoi, trebuie să ne regăsim suveranitatea în ceea ce privește producția de medicamente, pentru că 85% din principiile active astăzi nu mai sunt produse în Uniunea Europeană, din substanțele active. Prin urmare, din această criză trebuie să tragem învățăminte pentru viitor. Mulțumesc. Un minut. Domnul Colacucici. Pani colege, mi se nalazimo u dosad nezabilje... Mulțumesc. Ne aflăm într-o campanie fără precedent de răspândire a fricii și această campanie trebuie să se oprească. Informațiile cu privire la persoanele bolnave și persoanele decedate sunt prezentate așa direct opiniei publice fără să se poată face comparații. De exemplu, se spune 4.000 de persoane au decedat din cauza coronavirusului și conform datelor de la OMS, anual între 300 și 600 de mii de oameni mor din cauza gripei. Deci de 150 de ori mai mulți oameni mor din cauza gripei. Deci mie mi se pare rezonabil că nu s-a închis Parlamentul European. Dacă am face asta, am transmite un mesaj pentru toți, către magazine, către farmacii, către toate companiile, că trebuie să-și închidă porțile. Asta ar fi mesajul. Și nu putem funcționa într-un astfel de sistem. Deci noi, haideți să nu răspândim și noi mai multă frică și să fim mai rezonabili. Vă mulțumesc. Vă mulțumim acum pentru PP, doamna Tot. Mulțumesc, doamna președinte. În Europa, răspândirea coronavirusului este spectaculoasă. Numărul celor infectați, dar și a celor decedați, crește de la o zi la alta. Nu este predictibilă răspândirea și nici geografică, nici în timp a virusului. În timp ce noi vorbim aici despre această epidemie, în multe state membre au fost consemnate noi cazuri. Noi suntem responsabili, răspundem de sănătatea și siguranța acestor cetățeni. De aceea trebuie să acționăm.
În genere putem spune că sentimentul de siguranță al cetățenilor s-a slăbit și se va reface doar dacă vom reuși să frânăm răspândirea COVID-19. Sper că va fi găsită curând o soluție în acest sens. Vreau să arăt cât de importantă este informarea actuală și obiectivă. Guvernul țării mele a lansat o pagină web și un centru de informare care, în date și cifre actuale, oferă informații cetățenilor. Cred că este o formă eficientă de comunicare. Însă, cu cât durează mai mult această epidemie, cu atât va crește insecuritatea, vor fi slăbite investițiile, vor fi afectate structurile macroeconomice. Tocmai de aceea este foarte important ca prin eforturile noastre să sprijinim întreprinderile noastre, să oferim posibilitatea mai multor investiții publice și să fie ajutate prin subvenții acele sectoare care sunt cel mai afectate. Mulțumesc, timp de 2 minute, doamna Borzan. Predsedavajuća. Cijenjene kolegice i kolege, nalazimo se u situaciji u kojoj se za sada ne nazire kraj. Izuzetno je bitno da Evropska unija... Vă mulțumesc. Sfârșitul încă nu e vizibil. Uniunea Europeană și statele membre trebuie acum să-și fixeze prioritățile. În primul rând trebuie să fie protejată sănătatea cetățenilor. Apoi trebuie să se ia măsuri astfel încât să fie minimalizate daunele economice. Și apoi, dar numai puțin important, trebuie să vedem ce lecții putem să învățăm în urma acestor evenimente în întreaga Uniune și în lume. E o situație pe care trebuie să o luăm în serios, însă nu trebuie să răspândim panică și nici știri false. Când totul se va termina și viața își va intra pe făgașul normal, ar trebui să ne gândim ce a dus la această criză și ce fel de măsuri pot să ia statele membre și Uniunea Europeană și măsurile pe care le-au luat, ce au făcut prea târziu, ce a funcționat, ce nu s-a făcut cum trebuie, astfel încât să fie menținută starea de fapt. Am putut să vedem că virusurile nu cunosc niciun fel de frontieră. Le e clar acest fapt și cetățenilor și ei consideră că Uniunea Europeană are un rol important aici în răspunsuri pe care îl va da crizei. Conform Eurobarometrului, 90% dintre cetățeni au această părere. Uniunea Europeană, cu prerogativele pe care le are, poate să joace un rol important în coordonarea acestei crize, cum ar fi, de exemplu, aprovizionarea cu medicamente. E un lucru în care e nevoie de un răspuns coordonat la nivel european. Cât despre consecințele economice ale crizei, aici trebuie cât de repede să ajungem la un acord în ceea ce privește CFM-ul, toți cei implicați. E o precondiție astfel încât Uniunea Europeană să aibă mijloace să ajute întreaga Uniunea Europeană. Cât despre libertatea de circulație a persoanelor. Pe timpul crizei, drepturile cetățenilor europeni ar trebui să fie respectate. Fie că ține de ce ține de sănătate și protejarea sănătății acestora. Această criză ne va arăta cum funcționează pe timp de criză Uniunea. Doamna Șaranzova, 1 minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Directorul general al OMS spunea ieri, amenințarea pandemiei a devenit foarte reală, dar ar fi prima pandemie ce ar putea fi controlată. Măsurile pe care le luăm influențează puternic traiectoria acestui virus. Fiecare stat membru face tot ce poate pentru a combate coronavirus. Însă, pe un continent în care oamenii se pot deplasa liber, trebuie să acționăm împreună. Aș vrea să știu dacă s-au tras concluzii. Ceea ce este limpede este că nu putem amâna sau preveni această criză fără să ne coordonăm la nivel european. E nevoie de comunicare permanentă pentru a face schimb de informații și bune practici în mod mai eficient. Avem nevoie de un răspuns unit. Altminteri, nu vom vedea sfârșitul acestei epidemii. Doar dacă Uniunea Europeană acționează unit, vom putea să facem diferența și să nu fim la cheremul acestui virus. Mulțumesc, doamna Bizzotto.
Grazie, Presidente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule președinte, iarăși la coronavirus Europa a strălucit prin absență. Nu s-a făcut nimic pentru consecințele economice pentru această criză în Italia și în alte părți. Și, din potrivă, ca, în loc să se oprească sosirile din China, Uniunea Europeană a interzis produse din regiunile italiene vizate. Trebuie să ceară scuze Europa pentru asta. Este o rușine. Este foarte clar că această situație sanitară, economică, trebuie să beneficieze de măsuri extraordinare și de fonduri extraordinare. Acești bani trebuie să vină mai devreme decât mult prea târziu. Nu mai contează la naiba cu pactul de stabilitate și cu alte obligații europene, nu ne mai pasă de deficitul bugetar. Italienii nu pot să moară din cauza virusului sau al foametei din pricini bugetare. Dacă nu ați înțeles, aici este vorba de o chestiune de viață și de moarte pentru italieni și e vorba și de economia țării noastre. Noi vom folosi toți banii care trebuie pentru că avem datoria să salvăm milioane de cetățeni italieni și milioane de firme europene. Dragi birocrați europeni, aceasta este pentru voi ultima șansă pentru a arăta că Europa într-adevăr există. Vă mulțumesc. Madam Bizzotto. Doamna Bizzotto, aveți un cartonaș albastru? Nu știu exact cine solicită, s-au schimbat locurile în sală. Doamna Bizzotto, acceptați o astfel de întrebare? Vă rog, aveți 30 de secunde. În primul rând, aș dori să îmi exprim solidaritatea față de toți aceia care s-au îmbolnăvit de acest virus și mai ales pentru colegii din Italia. Însă i-am auzit pe unii colegi din Italia care arătau cu degetul Uniunea Europeană și tot ceea ce nu a făcut ea. Eu mă întreb dacă Italia a făcut tot ceea ce se putea astfel încât virusul să nu se răspândească. Bolnavii pe care avem noi în Slovenia, la granița cu Italia, sunt persoane bolnave care au venit din Italia, din aeroporturi italiene și alte locuri. Președinte, întrerupe. Europa a subevaluat problema. E foarte clar că situația este foarte gravă, la fel de gravă ca și terorismul, iar Europa nu a făcut nimic pentru a împiedica sosirea virusului din China. Trebuia să se acționeze imediat, trebuiau blocate zborurile imediat și asta nu s-a făcut și acum, iată, plătim prețul. Dar, vă spun așa, pe șleau, trebuie cu toții să luptăm astfel încât această contagiune să nu se răspândească în toate țările europene. Mulțumesc. Doamna Sullivan. Doamnă președinte, în primul rând sunt alături de persoanele și familiile afectate de COVID-19 în întreaga lume. În primul rând, aceasta e o tragedie umană. Teama crește și oamenii sunt tot mai dominați de panică și dezinformare. E un lucru cu consecințe foarte mari. E nevoie de leadership. Uniunea Europeană poate să ajute, cum putem și noi aici în Parlament, prin acțiuni multiple și colective. Trebuie să fim foarte bine informați cu cele mai bune informații științifice care ne stau la dispoziție. E nevoie de echipe medicale care să intervină și trebuie să fim conștienți și de consecințele economice. Avem nevoie de protecție în toate sectoarele și sprijin în domenii importante, cum ar fi lanțurile de aprovizionare cu alimente, industria, transportul. Cazurile de COVID-19 se îndreaptă acum spre adevărată pandemie. Liderii nu trebuie să permită ca acest virus să fie influențat și mai mult de puterea foarte reală a fricii. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnul Bourgeois, un minut. Stimați colegi, sănătatea ține de competența statelor membre, la fel și gestionarea crizelor și sper că toate statele membre vor fi în măsură să se achite de sarcinile ce le revin. Articolul 168 conferă Comisiei sarcina de a coordona. Aceasta este o amenințare care transcende frontierele
Aș vrea să existe așadar mai multă coordonare între statele membre în ceea ce privește prevenirea, rezultatele diferitelor tratamente aplicate, contagiunea, cum se abordează situațiile de masă, măsurile de carantină, cum trebuie procedat, care sunt deci procedurile și așa mai departe. Dragi colegi, depindem de țările terțe pentru echipamente medicale, pentru medicamente. Cred că este urgent să punem pe picioare o politică ce pe viitor să ne permită să nu mai depindem de țările terțe pentru materiale medicale. Mulțumesc, doamna Bredo, un minut. Gracias. Es curioso cómo a veces los enemigos más pequeños. Mulțumesc foarte mult. E ciudat, de obicei cei mai mici, invizibili dușmani arată cât de vulnerabil suntem. Dacă n-ai o sănătate solidă, un sistem de sănătate solidă, asigurări și așa mai departe, lucrurile se complică. Am văzut ce se întâmplă, am observat cum a evoluat situația și ieri. Am văzut că sunt probleme legate de bursă, de prețul petrolului. Este absolut o grozăvie și anumite țări încă nici nu și-au revenit din criza financiară din 2008. Trebuie neapărat să ținem cont de interesul comun, general. Unii au profitat aproape în mod obscen de acea criză și de penuriile respective. În cadrul discuțiilor pentru bugetul european trebuie să ne punem următoarea întrebare. Trebuie să acceptăm în continuare reduceri sau, dimpotrivă, să alimentăm serviciul nostru de sănătate așa cum trebuie? Mulțumesc, domnul Socol, lumină și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Mă folosesc de această ocazie pentru a transmite condoleanțe acelora care au fost afectați de virus și vreau să-mi exprim sprijinul pentru toți din domeniul sănătății în Europa și în lume care luptă cu această boală. E o problemă uriașă, cu 500 de decese în Europa, peste 50.000 de oameni infectați. Dar există și consecințe economice dificile. Unele state membre sunt afectate mai mult. Uniunea Europeană a făcut ceea ce a putut să facă, atât Comisia cât și președinția croată. Ce ne-a arătat această criză? Ne-a arătat că avem nevoie de o politică de sănătate europeană. Articolul 168 restricționează posibilitățile Uniunii Europene, dar e un cadru în care totuși putem să facem destul de multe și ar trebui să ne gândim la creșterea prerogativelor UE în domeniul sănătății. Mă gândesc la un protocol comun, cercetare și dezvoltare și, cum s-a menționat deja, și o unificare a standardelor în serviciile medicale din statele membre. Aceste standarde diferă foarte mult astăzi în funcție de oportunitățile financiare. Cred că Europa poate să se folosească de Banca Europeană de Investiții, de bugetul său, să ajute statele membre, toți cetățenii din Uniunea Europeană să aibă aceeași protecție a sănătății. E important să dăm dovadă de solidaritate față de cei care se află acum în pozițiile cele mai dificile. Statul meu, Croația, deja resimte consecințele asupra turismului, o ramură importantă a economiei sale. Avem nevoie de solidaritate europeană și trebuie să arătăm că Uniunea Europeană poate să ajute pe toți cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Benifei, două minute. Mulțumesc, domnul președinte, doamnelor și domnilor. În progresul, înaintarea coronavirus în diferitele state membre se face într-un ritm preocupant în Italia, dar nu numai, și în Franța și în Germania, unde se înregistrează o rată a creșterii acestor cazuri asemănătoare cu Italia. Însă, din păcate, nu toată lumea înțelege același lucru. Italia nu este țara cea mai lovită, ci este prima țară afectată. Prin urmare, măsurile care se iau acum în Italia, dacă nu va exista o reacție comună foarte puternică, vor trebui să fie luate de către toate celelalte state membre. Mulțumim pentru sprijin, pentru măsurile care s-au întreprins deja, dar nu e suficient. Va avea loc o conferință la care șefii de state și de guverne, dar cu mare întârziere față de situație, ar trebui să vină cu răspunsuri concrete și coordonate la nivelul Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește domeniul sănătății.
societății, dar și printr-un pachet fiscal care să permită contracararea efectelor economice negative, astfel încât statele membre să poată face față și unor repercusiuni sociale. Vorbim de multe miliarde necesare pentru a susține întreprinderile, lucrătorii, lucrătorii independenți și grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele singure și persoanele în vârstă. Avem nevoie așadar de măsuri pentru ca noi, aici în Europa, să dezvoltăm, să creăm un vaccin pentru a crea deci un tratament și să realizăm și materialele necesare pentru combaterea acestui fenomen. Trebuie să trecem la astfel de măsuri cât mai rapid, cu un Parlament European care să reînceapă lucrul încă de săptămâna viitoare. Uniunea Europeană trebuie să arate că nu e doar un proiect de integrare care și-a văzut momentul de glorie în deceniile trecute, dar care este condamnată la prăbușire, dar pentru că nu se adaptează la o lume în schimbare, la o lume în globalizare. Eu însă cred în acest proiect european și cred că trebuie împreună să combatem acest fenomen cu măsuri comune și puternice pentru apărarea cetățenilor europeni și a omenirii întregi. Mulțumesk. Mulțumesc foarte mult, doamna Beer, un minut. Doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege, coronavirusul e un pericol pentru sănătatea și viața cetățenilor noștri. Între timp are consecințe și asupra economiei noastre, tot mai mult, pentru că evenimentele sunt anulate, târgurile sunt anulate, totul nu se mai organizează, dar cheltuielile persistă. Există o problemă de lichiditate, mai ales în sănătate, și e clar că suntem foarte dependenți în tot ceea ce avem, în modelul nostru economic de acum. Ce trebuie să facem? Trebuie să îi protejăm pe angajați și e nevoie de lichidități pentru companii, pentru că acestea au ajuns nevinovate în această situație. De aceea avem nevoie de o facilitare a muncii pe termen scurt, avem nevoie de plăți care să fie făcute. Tot ceea ce putem să facem pe interval de câteva luni, e nevoie de bani ieftini care să existe, creditele trebuie să fie acordate mai repede, hotărârile trebuie să fie luate mai repede acum. Și apoi, dacă avem nevoie de o notificare de la nivel UE, e nevoie de ea cât mai repede. În primul rând, avem nevoie de un pact de creștere ca să putem să investim în creștere și să putem să mai tăiem din birocrație. Vă mulțumesc. Pentru un minut, doamna Basso. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult. Lamarck, un poetă, spunea ceva despre tusă, dar tusea cea mai gravă este cea a inimii și ea ne sufocă. Astăzi nu vorbim despre această tuse a inimii, ci a uneia care ne ucide. Într-o vreme deosebit de plină de anomalii, trebuie să ne adaptăm. Avem un inamic invizibil și trebuie să ne oprim în această epocă plină de viteză. Să vedem, poate că există și aspecte pozitive până la urmă. În această vreme, virusul ne transmite un mesaj clar, o epocă întunecată prin care să descoperim simțul comunității a răspunderii împărtășite și să înțelegem că de acțiunile noastre depinde soarta celor mai fragili și mai apropiați nouă. În Italia, spitalele sunt într-o perioadă dificilă, personalul la fel. Problemele economice, care oricum s-au manifestat deja în turism și în alte sectoare, înseamnă că trebuie să acționăm imediat. Europa a făcut foarte puțin până acum. Italia a solicitat un apel la ajutor. Sperăm că îi se va da curs. Nu trebuie ca spitalele noastre să fie cumva acaparate de anumiți întreprinzători mai veroși în această vreme de criză. Mulțumesc foarte mult! Un cartonaș albastru a fost ridicat, dar nu pot să-i dau curs, nu avem timp. Trecem acum la doamna Paulus, are un minut. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru organizarea dezbaterii. Ne arată foarte clar de ce avem nevoie de mai multă Europa. Cu ECDC-ul, cu Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, avem un centru comun tocmai pentru asemenea situații. Însă, înseamnă
nu înseamnă și că toate statele membre în aceeași măsură pun în aplicare deciziile luate de acest centru comun. De aceea vedem că există această fragmentare în Uniunea Europeană, unde fiecare stat membru își propagă propriile idei și la mine, în țara mea, în diferitele landuri, reacția a fost foarte diferită. Cred că e loc de îmbunătățiri, putem să fim mai buni și mie mi se pare de necrezut că acum, în criza financiară, avem aceste reguli care se pierd și ce pierde atunci când nu se răspunde la timp. DG Move este cea care acum se gândește încă ce trebuie să facă cu companiile aeriene în cazul corona. DG Move spune nu trebuie să se facă nimic și iată, avem avioane care zboară goale. E ceva ce nu putem să acceptăm. Doamna Cruc, un minut. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Doamnă președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor. Să ne uităm un pic pe cine avem înainte. Este vorba de amenințarea acestui virus, coronavirus. Trebuie să înțelegem că nivelul amenințării față de alte boli grave nu este chiar așa de ridicat. În întreaga lume, jumătate de milion de oameni mor de gripă în fiecare an. O amenințare este mult mai mare pentru economie decât pentru sănătatea cetățenilor. Isteria a trecut acum de la presă în instituțiile noastre. Ne-am contaminat și noi de ea. S-au amânat sau s-au anulat vizitele. Lucrurile au devenit haotice. Încercăm să facem pe plac publicului larg luând aceste măsuri, dar dacă nu am fi reacționat noi aici în Parlament așa cum reacționăm, poate că lumea nici n-ar fi observat. Euroscepticismul cred că va fi încurajat de această răspândire a virusului. Doamna Spirachi, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Ne confruntăm cu situații de urgență. Asta înseamnă finanțări generoase și o politică adaptată pentru toată lumea, în Uniunea Europeană, pentru toate țările. Astăzi solicităm Comisiei și Consiliului rapid să adopte cu cea mai mare viteză posibil măsurile pentru finanțarea și pentru sprijinul acelor firme afectate și companii afectate. În Grecia, 80% din PIB reprezentat de către turism și acele firme din sectorul turismului sunt cele mai afectate astăzi. Iată de ce trebuie să fie ele ajutate. Chiar și când e vorba de alte măsuri și reguli. Acum este nevoie de sprijin și de acești bani. Acum trebuie să se dea dovadă de solidaritate și asta în mod cât se poate de concret, astfel încât să nu permitem, de pildă, exportul de măști de protecție în loc să permitem importul lor și alte măsuri în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale, tocmai pentru a înfrunta acest virus. Și asta să o facem împreună, în mod solidar. Sistemele noastre de sănătate naționale trebuie să fie implicate. Noi, de pildă, avem nevoie de 150 de paturi de urgență suplimentare. Dar și medicii în sectorul privat trebuie să se mobilizeze, chiar dacă asta înseamnă pe undeva închiderea altor centre. Totul trebuie făcut pentru a sprijini acești medici în prima linie. Mulțumesc. Domnul Tang are un minut și jumătate. Doamnă președinte, îmi exprim și eu solidaritatea față de familiile victimelor acestei epidemii. Milioane de europeni sunt obligați să rămână acasă, companiile sunt închise, avioanele sunt pe jumătate goale. Și unii au și de câștigat, cei care vând dezinfectant la prețuri mari acum.
Vedem ce se întâmplă deja cu economia, ce se întâmplă cu moneda euro. Ratele sunt deja foarte scăzute. Eu mă adresez lui Christine Lagarde și șefilor de stat și de guvern. E nevoie de ajutor astfel încât să fie din nou ajustată cererea și oferta. E nevoie de sprijin pentru companii, dar e nevoie de sprijin și pentru oameni. Trebuie să învățăm din lucrurile prin care am trecut, când în crize erau sprijinite băncile, dar nu cetățenii care au venituri scăzute și care nu au măsuri pentru a se apăra. Ei trebuie să fie ajutați acum. Regulile bugetare tocmai acum sunt cele care nu trebuie să ne stea în drum. Avem nevoie de un ajutor economic coordonat la nivel european și sper să existe solidaritate europeană față de statele cele mai afectate. Acestea trebuie să primească cel mai mult sprijin. Vă mulțumim. Pentru un minut, domnul Canfem. Mulțumesc. Domnilor comisari, acum există două axe pe care Europa trebuie să acționeze, cea sanitară și cea economică. În ce privește partea sanitară, puteți să ne spuneți acum și să declarați că ați trecut de la stadiul de schimb de informații cu țările membre la niște măsuri și poziții comune. Am senzația că deocamdată sunteți alimentați cu informații din presă în legătură cu ce ar trebui să se facă. Bineînțeles că se ține acum un Consiliu European sau trebuie să se țină un Consiliu European de profil astăzi cu miniștrii de resort și, bineînțeles, în remote, e firesc. Acum, pe partea economică există două mize. Pe termen foarte scurt, trebuie să putem să injectăm lichidități în sistem, astfel încât firmele care au probleme cu stocurile, cu aprovizionările, dar care trebuie să plătească și salarii și alte dări, să poată să nu dea faliment. Iar pe termen mai lung, trebuie ca să existe poate un pachet de relansare bugetară care să se conecteze cu Green Deal. Insist pe acest lucru, pe acest pact ecologic, pentru că dacă nu, vom da dovadă de inconsecvență și incoerență. Mulțumesc foarte mult, doamna Waldo, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Italienii nu sunt cei care nu fac față problemei coronavirus. O spun cu toată tăria. Și spun acest lucru și în această aulă și pentru întreaga lume. Noi avem cele mai multe cazuri de COVID, dar de ieri Italia întreagă este în carantină. Între timp s-a făcut o descoperire științifică foarte importantă în Italia. Și sunt convinsă că va fi pusă la dispoziția comunității științifice internaționale. Însă nu constată aceeași solidaritate manifestată de aceia care ne-au interzis exportul către noi de materiale medicale, cum ar fi măști medicale și alte materiale farmaceutice. Cred că trebuie să respectăm până la urmă regulile de bun simț. Națiunile Europei, care sunt membre ale Uniunii Europene, trebuie să se comporte ca atare. Trebuie de asemenea luate măsuri pentru sectoarele producătoare. În cazul nostru, sectorul turistic, care a suferit foarte mult de pe urma anulărilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Iambo, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc acelora din domeniul sănătății care lucrează pentru a-și asigura serviciile acum. În majoritatea statelor europene putem să contăm pe sisteme de sănătate juste și solidare, astfel încât, indiferent de venit, fiecare să aibă îngrijiri adaptate. În alte locuri lucrurile nu stau așa. De exemplu, în Statele Unite, unde cetățenii nu își permit prețurile medicale. Această criză e o încercare pentru societățile noastre. Astăzi trebuie să renunțăm la anumite privilegii astfel încât să nu fie răspândit și mai mult virusul. Trebuie să fim atenți cu cei mai fragili dintre noi acum. Mâine, când vom fi depășit totul, va trebui să învățăm lecțiile acestor luni dificile. Când văd imaginile pe care le transmit la televizor, imagine din supermarketurile din Franța, îmi dau seama că sunt foarte mulți într-o situație de nesiguranță. Acum există refugiații, oamenii fără documente, sunt oameni marginalizați din diferite perspective. Trebuie să fim atenți și la aceia care suferă în tăcere în fiecare zi. Mulțumesc!
Mulțumim, doamna Tomašić, un minut. Gospođo predsjedavajuća, širenje koronavirusa jedinstveni je javno zdravstvo. Mulțumesc foarte mult. Răspândirea virusului corona este o provocare absolut unică în domeniul sanitar. Acest virus se răspândește foarte mult deja, așa cum se răspândește și panica indusă. Știm foarte bine că sectorul sanitar încă nu a reacționat așa cum trebuie. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce poate pentru a coordona și a se coordona cu organismele naționale din domeniul sănătății. Actualmente nu se poate face export de produse igienice în afara, deci, unei țări. Deci importul, exportul este foarte complicat în acest domeniu. Uniunea Europeană trebuie să împiedice aceste obstacole. Mulțumesc, doamna Carvalho. Uniunea Europeană deve ser muito mais do que uma união politică. Mulțumesc. Uniunea Europeană trebuie să fie mult mai mult decât o uniune politică și economică. Ea trebuie să vină în apărarea cetățenilor săi și să le susțină bunăstarea. Motiv pentru care trebuie să acționăm hotărât pentru combaterea COVID-19. Tocmai de aceea e nevoie de mai eforturi de coordonare mai bune pentru a limita propagarea acestui virus. E nevoie de întărirea eforturilor de cercetare științifică cu centre de excelență și finanțare adecvată. Și parteneriatele public-private în acest domeniu sunt cele care au fost cele mai eficiente. Trebuie ca Uniunea Europeană să-și aducă propria contribuție la eforturile internaționale de identificare a unui vaccin împotriva acestui virus. Eforturile făcute de Comisie în acest domeniu sunt, desigur, lăudabile, dar e nevoie de un răspuns mai articulat pentru a sprijini economia, pentru a veni în sprijinul întreprinderilor, pentru că efectul pe care îl are această criză de sănătate asupra economiei este foarte clar. Deci trebuie să facem tot ce se poate pentru a ne proteja locurile de muncă și pentru asta este nevoie de solidaritate și de cooperare. Acestea trebuie să fie cuvintele cheie în măsurile care vor fi întreprinse. Trebuie să facem în așa fel încât această criză să nu aducă o pagubă permanentă societăților și economiilor noastre. Mulțumesc, un minut și jumătate, doamna Brinkevičiūtė. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest pericol al coronavirusului trebuie să fie luat în serios. Consecințele asupra sănătății și asupra economiei trebuie să fie luate în serios. Uniunea Europeană trebuie să acționeze solidar și coordonat și e nevoie de măsuri comune astfel încât să fie îngrădită epidemia. Nu trebuie să ezităm niciun moment. Sunt alături de toate victimele și sunt alături de personalul medical, căruia îi mulțumesc. Doar împreună putem să luptăm împotriva virusului. E nevoie de informații corecte, e nevoie de măsuri de protecție și e nevoie de mijloace financiare din bugetul european, astfel încât să fie ajutate statele membre. Știința trebuie să fie ajutată în căutarea unui vaccin. Neliniștitor e faptul că există această răspândire a virusului care duce și la o lipsa medicamentelor. Lanțul de aprovizionare cu medicamente a fost foarte afectat. Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri coordonate astfel încât să fie în continuare aprovizionate spitalele și pacienții cu medicamente. Cât despre Parlamentul European, e nevoie de măsuri tranzitorii de prevenție care să fie puse în aplicare. Membrii și colaboratorii din Parlamentul European să fie protejați. Mă refer la munca la distanță, o planificare flexibilă a sesiunilor plenare și sesiunilor în comisie. Trebuie să, dacă ne dorim ca totul să fie pe un termen scurt, atunci avem nevoie de un plan de acțiune pe 3 luni. Vă mulțumim, domnul Canias, un minut. Gracias, presidenta. Nos encontramos a... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ne găsim în prezența unei
crize care trebuie să însemne asumarea răspunderilor care se impun, consecințe sanitare, bineînțeles, dar și economice, care riscă să prejmejduiască viitorul Europei. Trebuie să demonstrăm că toate instituțiile europene au învățat din lecțiile trecutului. De pildă, în momentul din criza din anul 2008, trebuie să arătăm că putem să fim flexibili, dar ferm, că acționăm repede, să luăm măsurile care se impun, măsuri temporare, dar și cu bătaie mai lungă, structurale, astfel încât să ne asigurăm că cetățenii noștri pot să înfrunte această criză și să nu-și piardă speranța. Trebuie să arătăm că putem să coordonăm reacțiile sistemelor noastre sanitare în fața acestor probleme. Să arătăm că suntem capabili să îi ajutăm pe micii întreprinzători, pe firmele noastre, obiectivul fiind unul cât se poate simplu. Această situație temporară nu trebuie să ducă la o intrare în recesiune în mod durabil și structural. Trebuie să arătăm că e nevoie de mai multă Europa, mai mult decât oricând. Mulțumesc, domnul Dare, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimele săptămâni am asistat la răspândirea coronavirus în Europa. Regiunile din Italia de Nord, în special Veneto și Lombardia, au luat măsuri imediat, măsuri esențiale de prevenire pentru a preveni, deci pentru a evita răspândirea virusului. Uniunea Europeană însă a fost complet absentă. Nu s-a adoptat nicio măsură, n-a fost niciun gest de solidaritate. Astăzi vorbim cu ipocrizie despre participarea Uniunii Europene, dar în momentul în care e nevoie, atunci trebuie să pleci urechea și să iei măsuri. Se află în situație de risc peste 30.000 de întreprinderi și întregul sector turistic, care va avea un impact negativ asupra ocupării în țara noastră. Cerem Comisiei Europene să se ia măsuri economice imediate în sprijinul întreprinderilor și al familiilor noastre. Uniunea Europeană trebuie să joace rolul și să facă mai mult. Mulțumesc personalului medical și paramedical care a acționat așa cum se cuvine în această situație de urgență medicală. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Terci, un minut. El numărul de afectados și muertos și la zozobra. Numărul celor afectați și numărul decedaților e în creștere. Așa că noi acum trebuie să cerem să nu se intre în panică, trebuie să evităm să ne infectăm și noi și să răspândim infecția. Toate acestea ar duce la panică. Trebuie să fim conștienți de faptul că Uniunea Europeană e foarte sensibilă acum. Să ne gândim la un virus care ar putea să fie și mai periculos. Să ne gândim la arme biologice. Nu avem niciun fel de planuri și nu știm cum să contracarăm toate acestea. Acesta este, de fapt, diferența între o criză adevărată și o criză care este criza climatică, de exemplu. E clar că nu trebuie să fim dependenți de produse care sunt făcute în statele terțe. Avem nevoie de solidaritate, solidaritate transfrontalieră și de un răspuns coordonat. Din coronavirus ar trebui să tragem învățăminte și e un lucru pe care și să ne amintim lecțiile uitate din istorie. Domnul Polcea, cu un minut și jumătate. Dziękuję pani przewodniczącej za udzielenie słowa. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. În primul rând, vreau să spun că trebuie să fim prudenți, dar să nu ne panicăm. Virusul acesta demonstrează că amenințările la adresa umanității pot să apară și să aibă consecințe absolut neașteptate asupra sănătății, economiei, călătoriilor pe care le facem de obicei. Sfaturile de la comitetul nostru privind combaterea și controlul bolilor de la Stockholm și rapoartele lor arată că nu suntem pregătiți, nu suntem eficienți. Europa trebuie să înțeleagă
mai bine cât de importantă este această situație, situația cu frontierele noastre interne. E nevoie de sporirea măsurilor de igienă, dar și de siguranță și securitate. Trebuie să ne actualizăm capacitățile noastre de producție, să ne apucăm să producem noi medicamente și echipamente de protecție. Astăzi suntem vulnerabili, nu avem capacități de producție suficiente. Eu nu sunt susținătorul închiderii granițelor. Dimpotrivă, însă trebuie înțeles că cu aceste măsuri Europa are ocazia, deci măsuri sanitare are ocazia să lăseseze și măsuri economice pentru stimularea Europei. În orice caz, mulțumesc personalului de siguranță, securitate și medical din Europa. Mulțumesc, doamna Serdas, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Situația acum afectează toate statele membre ale Uniunii Europene și s-au produs dificultăți majore. Trebuie făcut tot ce se poate pentru a se atenua această situație. E o boală nouă și nu numai serviciile de sănătate, ci și economia Uniunii Europene este afectată. Deci pericolul este pe mai multe planuri. Trebuie să găsim modalități de a răspunde, pregătindu-ne pentru a face față acestei amenințări și altor amenințări viitoare de aceeași natură, prin răspunsuri coordonate și omogene în toate sectoarele și în întreaga Uniune Europeană, astfel încât să fim mai bine protejați și mai bine pregătiți. Mulțumesc foarte mult tuturor profesioniștilor din domeniul sănătății care acum se luptă cu acest virus în Uniunea Europeană și la granițele sale. Mulțumesc, doamna Vautmans, un minut. Cu microfon, vă rugăm. Sorry, could you start again with the microphone? Cu microfon, vă rugăm, spune doamna președinte. Doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi, stimate colege, în primul rând doresc să-mi exprim solidaritatea față de familiile afectate și solidaritatea față de italieni și vreau să le mulțumesc și acelora care zi de zi luptă pentru sănătatea noastră, medici și cei care lucrează în alte domenii medicale. Uniunea Europeană trebuie să intervină, cetățenii se întreabă, Uniunea Europeană nu poate să intervină mai mult, virusurile nu cunosc frontiere. Vă mulțumim, doamnă comisar, pentru inițiative, însă trebuie să ne întrebăm ce veți face mai departe, veți sprijini și mai mult, veți interveni mai mult. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor trebuie să fie bine aprovizionat, trebuie să fie crescute mijloacele pentru căutarea unui vaccin. E nevoie de activități comune pentru sănătate, astfel încât cel puțin să putem să îi protejăm pe cei din domeniul medical în momentul în care își fac sarcinile. L'Union fait la force. Împreună suntem puternici. Mulțumim, domnul Iachi. Dziękuję. Thank you, chair. Mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, stimați colegi, ne găsim într-un moment foarte complicat și aparte din istoria Europei. Pentru prima dată va trebui să ne concentrăm pe securitate, pe siguranță, dar nu din punct de vedere ideologic. E vorba de siguranță și securitate, așadar. E nevoie de tot mai mulți bani care trebuie să fie acordați acestor eforturi, mai multe eforturi pentru finanțarea de cumpărare de medicamente și așa mai departe. E nevoie de curaj în acest sens, să sprijinim apoi firmele, companiile care se confruntă cu probleme astăzi, cei din domeniul Horeca, cei din domeniul hotelier. Europa trebuie să dea exemplul. Asta este foarte important. Instituțiile europene trebuie de asemenea să discute cu băncile care să ajute la rândul lor pe acei afectați, sectoarele afectate, de pildă cele Horeca. Nu trebuie să permitem unor șacali să exploateze situația și să crească prețurile mult artificial.
Domnul Bolomeu, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. În fața acestei epidemii de coronavirus avem nevoie de un răspuns european autentic pentru a pune în practică reguli coerente care să permite să liniștească cetățenii și să facem față acestei provocări. S-a spus deja mult despre această criză, dar aș vrea să mă refer și eu la experiența acumulată pentru a putea vedea ce e de făcut în viitor și să constatăm ce nu s-a făcut. Dacă suntem atât de neliniștiți acum, este pentru că nu avem mijloacele necesare pentru a face față acestei crize. Acum 30 de ani, Europa importa 20% din principiile active pentru producția de medicamente. Acum importă 80% din China sau din India. Ori constatăm astăzi, nu putem să mai vorbim doar despre o doctrină a concurenței care ne determină să externalizăm producția de bunuri necesare pur și simplu supraviețuirii pe o astfel de perioadă de criză. Avem nevoie deci de o strategie industrială, de o strategie de sănătate și trebuie să privim către viitor împreună în încercarea de a ne apăra în fața amenințărilor ce se conturează mai degrabă decât pentru a reacționa așa cum se întâmplă în prezent. Ne aflăm astăzi cu spatele la zid în acest domeniu. Dacă vrem să garantăm profesioniștilor din sănătate care astăzi se luptă cu această epidemie în mod curajos posibilitatea de a o face, avem nevoie de a le oferi mijloacele necesare pentru a-și duce sarcina la bun sfârșit. Mulțumesc! Thank you. One minute. Mulțumesc! Un minut, domnul Ciuhodaru. Mulțumesc! Doamna comisar! E cod roșu de coronavirus. Niciodată nu ne-am mai confruntat cu astfel de situație. Eu sunt medic, medic de urgență, Iași, România, Spitalul Clinic de Urgență și mie îmi pasă. Viața fiecărui cetățean european trebuie să fie protejată și de aceea am solicitat și am tras un semnal de alarmă încă din ianuarie privind această criză, solicitând un plan unic de intervenție la nivel european. Din păcate, nimeni nu e profet în țara lui, nici măcar în țara lui, și de aceea este clar că mai este doar o chestiune de timp până când pandemia actuală va fi și declarată. De aceea e nevoie de un plan B, cu măsuri clare, ferme, privind suportul sănătății, suportul economic și combaterea discriminării și a infodemiei, acelei informații false. Și vă solicit două lucruri astăzi extrem de importante. Pentru o parte, alertarea Corpului Medical European. Eu am mai fost voluntar în situații de criză și mă ofer și astăzi voluntar, pentru că situația medicală din Italia riscă să fie depășită și oamenii de acolo să nu mai reziste la solicitările, personalul medical să fie depășit. Iar în al doilea rând, ca măsură de siguranță la nivel european, instituirea unor măsuri concrete pe instituțiile de microbiologie, finanțarea Institutului Cantacuzideon din România, pentru că în astfel de soluție de criză avem nevoie de vaccinuri și de materiale sanitare produse la nivel european. Vă mulțumesc! Thank you. One minute, Madam Ioveva. Mulțumim, un minut, doamna Ioveva. Mulțumesc. Nu voi discuta doar din perspectivă. Cred că pe moment e important să știm și ce e fals și ce e prea mult. Trei lucruri. În primul rând, toți cei care răspândesc panica, ei sunt în plus aici. Nu va fi sfârșitul lumii odată cu coronavirusul, dacă nu va câștiga prostia umană. Apoi, rea este indiferența. V-ar fi egal dacă s-ar infecta părinții dumneavoastră, bunicii dumneavoastră. Da, poate eu voi supraviețui virusului, însă ce se întâmplă cu cei pe care aș putea eu infecta și nu vor supraviețui? Asta e important. Apoi, cei care singuri s-au declarat experți, și aceștia sunt în plus. Autoizolarea e importantă, e importantă și pentru acești oameni, dar și în ceea ce privește platformele sociale. Preocupările sunt, într-adevăr, importante. Evaluarea măsurilor, vine totul prea târziu, totul e prea mult. Eu am încredere doar în experți, dar doar în adevărați experți, bineînțeles. Mulțumim pentru un minut și jumătate, domnul Salini. Grazie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne confruntăm cu o situație absolut inedită. O situație gravă. Politicile noastre de sănătate în Uniunea Europeană nu sunt obișnuite cu aceste boli infecțioase.
În ultimii 10 ani ne-am concentrat pe alte probleme și deci nu avem suficiente locuri în terapie intensivă care costă 2600 de euro pe zi. Asta costă în Italia un loc, deci, sau un pat în terapia intensivă. Asta înseamnă miliarde și miliarde de euro. De aceea e nevoie de bani foarte, foarte mulți și de măsuri economice, așa cum s-a spus aici. Dar înainte de a vorbi despre deficitul bugetar, haideți să vedem care este situația cu lichiditățile necesare pentru firmele care să nu dea faliment, ca să nu dea afară oameni care trebuie să stea astăzi acasă. Dar și pentru asta e nevoie de bani. Costă. De aceea trebuie să facem derogări la principiile noastre bugetare, care fac ca băncile să nu acționeze. Bine, avem un comisar pentru crize. Nu e suficient. El lucrează bine, dar nu e suficient. Așa cum nu e suficient să avem pe cineva care să se ocupe de Brexit. Nu, trebuie un comisar cu puteri extraordinare pentru urgența coronavirus. O singură persoană care să se ocupe de asta dimineața până seară, și asta în cadrul comisiei. Trebuie să se întâmple acest lucru imediat. Mulțumesc foarte mult. Domnul González Cazares. Virus, ciencia... Mulțumesc, doamnă președinte. În fața acestui coronavirus avem nevoie de știință, de convingere și de măsuri concrete. Trebuie să prevenim falsele informații, să încurajăm informarea corectă și să încurajăm schimbul de informații între statele membre. Deci, prudență, coordonare, investiții în sistemele de sănătate publică universale, cu acces universal. Cei care au făcut atâta rău cu tăieri bugetare, acum varsă lacrimi de crocodil pe umărul sectorului sanitar. Aș dori să spun două vorbe și despre cei care se luptă în tranșee, despre profesioniștii din domeniul sănătății care se luptă în fiecare zi cu acest flagel pentru binele concetățenilor lor. Trebuie să învățăm din această criză, asta este ideea cea mai importantă. Mulțumesc, domnul Hautama, un minut. Ja, dank u wel, voorzitter, geachte commissaris. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Coronavirus. Există consecințe importante asupra sănătății publice. Eu am un respect enorm pentru cei care muncesc în sectorul medical. Și cred că de aceea e importantă coordonarea europeană. Trebuie să ne asigurăm că Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și toate autoritățile europene cooperează. Trebuie să ne asigurăm că există solidaritate între statele membre. Unele state nu ar trebui să fie reticente în a oferi ajutor medical unei alte țări care are nevoie de el. S-ar putea să existe lipsă de medicamente pentru anumite boli și tratamente inadecvate pentru coronavirus. Medicamentele folosite în Uniunea Europeană sunt produse în afara Uniunii Europene, în mare măsură. Așa că apelez la dumneavoastră să faceți un inventar, să vedem care sunt riscurile, astfel încât să evităm o asemenea situație pe viitor și o lipsă a medicamentelor. Mulțumim, domnul Kelly, un minut și jumătate. Mulțumesc. În primul rând, vreau să spun că mă simt aproape de cei afectați de virusul corona în mod indirect, în mod direct și, bineînțeles, solidaritate deplină cu prietenii italieni care se află în această blocadă în țara lor, alte măsuri nefiind eficace până acum. De aceea este nevoie de un răspuns coordonat pe plan european. Este foarte clar că Europa nu prea a reacționat cu rapiditate și acum trebuie să-și revină în fire și să facă acest lucru, deci să acționeze cât mai repede posibil. În țara mea avem 24 de cazuri, s-a acționat destul de repede și imediat am intrat într-o nouă fază de atenuare a situației. Guvernul nostru a dat 3 miliarde pentru sistemul de sănătate și așa mai departe. Însă nu același răspuns a fost dat pe plan european, nici financiar, nici logistic. Mulți știți, poate că în fiecare an eu
Sunt o gazdă a unei sărbători de Sfântul Patrick, care are loc în fiecare an în martie, cum se știe, de săptămâna viitoare. Bineînțeles că avem stocuri suficiente de whisky și de alte bunătăți irlandeze. Ele nu se vor termina și deci vă invit pe toți să veniți cu încredere la această petrecere de Sfântul Patrick. Urmează domnul Fălcân. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Tot mai des văd pe rețelele sociale poze cu supermarketurile goale din Germania și mai văd și cuvinte cheie cum ar fi criza hârtiei igienice în diferitele țări, Twitter care ne spune cocaina nu protejează împotriva coronavirusului. Ne aflăm în fața unei epidemii, vedem oameni care intră în panică și de aceea există aceste achiziții în masă, echipamente importante medicale, măștile care au fost toate cumpărate. Toate acestea reprezintă probleme pentru domeniul medical. Vreau să le mulțumesc acelora care sunt în domeniul sănătății. Însă faptul că s-au fost cumpărate excesiv toate aceste măști și dezinfectanții duc la mari probleme și nu e bine să se facă asemenea cumpărături într-un asemenea volum. Acum trebuie să dăm dovadă de solidaritate în Uniunea Europeană și nu putem să intervenim cu reguli care să interzică exportul acestor produse. Noi trebuie să răspundem în comun și să încercăm să evităm răspândirea epidemiei. Mulțumim. Un minut, domnul Ștefănuță. Doamnă președinte, încep prin a transmite solidaritatea noastră fraților noștri italieni. Dar noi astăzi ar trebui să facem mult mai mult pentru Italia decât să fim cu sufletul alături de ea. Noi ar trebui să putem ajuta astăzi cu echipamente medicale și cu materiale, cu ventilatoare, dar și cu doctori. De aceea am propus săptămâna trecută în Comisia ENVI să avem rezerve strategice gata pentru astfel de situații. Azi avem nevoie de stocuri comune de medicamente și de echipament medical, de mobilizarea personalului medical din Uniune, în zonele cele mai afectate, dar avem nevoie de leadership, de diseminare rapidă a informațiilor de încredere. Răspunsul la criza actuală nu este să limităm exporturile. Răspunsul nu este scapă cine poate. Criza aceasta ne privește pe toți și din ea nu putem ieși decât împreună. Așa că vreau, doamnă Chirachides, să intervenim astăzi prin Mecanismul European de Protecție Civilă și prin clauza de solidaritate din tratat. Colegi, să nu lăsăm solidaritatea să fie doar o vorbă în vânt. Astăzi e momentul adevărului pentru noi toți. Thank you. One minute and a half for... Mulțumesc, un minut și jumătate, domnul Lutgen. Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. În vremea de criză se descoperă ce e mai bine și ce e mai rău în noi. Cel mai bine sau ce e mai bun se vede în acțiunea cadrelor sanitare, însă partea mai proastă este acel reflex cu interzicerea exportului de măști. Este foarte clar că astăzi depindem foarte mult din punct de vedere medical de China și de India. În European, această dependență arată faptul că nu suntem suficient protejați astăzi în Europa pe planul sănătății. Bineînțeles că criza economică și sanitară este una și aceeași. Vor exista consecințe ale crizei economice asupra sănătății și viceversa. Am văzut asta și în 2008. Am văzut că începând cu 2009 în anumite state membre o serie de persoane au beneficiat de servicii de sănătate mai proaste sau dimpotrivă, în momentul în care și-a revenit economia, sănătatea populației a mers mai bine. Vreau să spun în încheiere că trebuie să avem coerență în politici, să existe solidaritate între statele membre, ea este necesară pentru o Europa care protejează o strategie industrială, dar și o strategie sanitară și una energetică. Din această criză să tragem, sper eu, niște concluzii și niște învățăminte și sper că în viitor ne vom mobiliza tot la fel de mult și pentru siguranța rutieră, pentru că am avut 500 de morți
morți de la începutul crizei coronavirus, în același timp peste 2500 și-au pierdut viața pe drumurile europene. Mulțumesc, urmează doamna Tum. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, nu voi repeta toate lucrurile inteligente care au fost deja spuse. Eu vreau să vă vorbesc despre securitatea socială. Le cerem cetățenilor să se autoizoleze dacă consideră că sunt infectați, însă nu toată lumea poate să facă așa. Cei care au locuri de muncă precare, cei care trăiesc în sărăcie, nu pot să rămână acasă. Și până la urmă vor fi nevoiți, dar cu ce cost? Eu cred că vom avea succes și cred că vom reuși să scăpăm de virus în viitoarele luni, însă trebuie să ne învățăm lecția. Avem nevoie de condiții de muncă bune și de servicii de sănătate pe care cetățenii să și le permită. Ceea ce facem în politica socială nu e în zadar. Statele membre trebuie să respecte ceea ce hotărâm, să ne asigurăm că orice european se simte în siguranță chiar și în criză și că primește ajutor atunci când are nevoie și că nu totul depinde de banii pe care îi câștigă în fiecare zi. Trebuie să luptăm împotriva acelora care exploatează acum și trebuie să fim alături de cei vulnerabili în timp ce facem tot ce ne stă în putință pentru a ne proteja sănătatea. Mulțumim, domnul Buda. Un minut și jumătate. Președintă, doamna comisară, doamnelor și domnilor colegi, lumea întreagă și Uniunea Europeană se află astăzi în fața unei bătălii incomensurabile și anume aceea cu coronavirusul. Autoritățile medicale, care merită toate aprecierile noastre, sunt implicate la capacitate maximă pentru a-i trata pe cei bolnavi. Cercetarea medicală face eforturi uriașe în vederea identificării tratamentelor eficiente pentru combaterea acestuia. Trebuie să înțelegem însă faptul că răspunsul în combaterea acestuia nu este doar la îndemâna autorităților. Fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze importanța bătăliei cu acest virus, care nu cunoaște granițe, și să respecte deciziile autorităților naționale. Este important ca populația să nu intre în panică și să aibă încredere în capacitatea de reacție a decidenților. Cu siguranță, economiile multor state membre vor fi afectate. Acest lucru nu trebuie să ne împiedice să fim solidari unii cu alții și să ne prioritizăm cheltuielile în domeniul medical, iar cercetarea medicală trebuie să fie intensificată cu resurse financiare puse la dispoziție de Comisia Europeană. Suntem obligați în același timp să ne manifestăm de plină solidaritate cu zonele cele mai afectate de acest virus. Astăzi este Italia cea mai afectată, dar mâine poate fi foarte bine Germania, Franța sau România. Fie că vorbim de mecanismul de protecție civilă, fie că vorbim de orice altă resursă financiară sau echipamente medicale puse la dispoziția zonelor afectate, trebuie să reținem un lucru. Nimic nu poate fi prea mult atunci când vorbim de salvarea vieților omenești. Mulțumesc! Thank you. And colleagues, as you might expect, we have an Dragi colegi, după cum vă așteptați, avem foarte mulți care doresc să intervină la intervențiile spontane. Nu pot să iau pe toți, însă până în alta, domnul Bogovici are un minut. Mulțumesc foarte mult! Doamnă comisar, doamnă Chiriades, sunt de acord cu ce ne-ați transmis astăzi și eu cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, trebuie să reacționăm eficient, dar și măsurat. Nu trebuie să ne lăsăm purtați de panică. Trebuie să găsim soluții la situația legată de sănătate în Europa. În unele părți situația e alarmantă, în alte părți ne putem aștepta să ajungă virusul. Însă de cealaltă parte nu trebuie să uităm de companii noastre și de economii. Ele sunt cele care vor avea de suferit. Trebuie să acționăm eficient și în statele membre, dar avem nevoie și de un răspuns eficient la nivel european. Și sunt convins că în următoarele săptămâni vom reuși să facem așa. Cred că Parlamentul European acționează bine și că tratează acest subiect și doresc să le mulțumesc tuturor. Mulțumim următorul vorbitor, un minut, domnul Markeș. Thank you, Madam President. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem în fața unei crize majore de sănătate publică și prioritatea noastră trebuie să fie aceea de a combate această epidemie. În același timp, însă, avem nevoie de capacitatea care de a combate efectele imediate, sociale și economice.
Avem deci nevoie de modalități prin care să putem preveni pierderea mii și mii de locuri de muncă și de a păstra ocuparea la niveluri optime, măsuri pe care le-a luat și guvernul portughez. Și știm că acum 10 ani cele mai eficiente măsuri bugetare au fost acelea care au vizat pătura cea mai săracă de populație și pătura mijlocie. Trebuie așadar să întărim măsurile fiscale pentru a-i ajuta pe cei care sunt mai vulnerabili din punct de vedere economic în societățile noastre. Nu ne putem permite să stăm cu mâinile în sân. Hvala vam, gospođo presjednice. Domnul Flego, mulțumesc foarte mult. Nu vreau să vorbesc despre partea legată de sănătate în această criză. Vreau însă să mulțumesc, bineînțeles, tuturor celor care se află în prima linie și luptă împotriva acestui virus deosebit de malițios. Pe de altă parte, economia. Acum e foarte clar că Comisia Consiliului trebuie să facă multe pentru a salva economia, pentru a salva locurile de muncă. Trebuie neapărat să nu uităm partea legată de locurile de muncă, pentru că ne îndreptăm către un moment de recesiune și Europa va intra în criză economică. De aceea este nevoie de solidaritate europeană, atât pentru a împiedica răspândirea virusului, dar și pentru a ajuta statele membre, mai ales cele care depind de turism, cum este țara mea, Croația. Iată de ce vreau să cer Comisiei să deblocheze aceste fonduri și să discute cu prim-ministrii pentru a rezolva situația. Mulțumesc, domnul Roncea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să dăm dovadă responsabilitate, da, dar haideți să nu intrăm în panică. Trebuie să acționăm, în schimb. Pierderile economice de pe urma acestei crize vor exista, însă cred că cel mai important acum e să asigurăm sănătatea și siguranța oamenilor. Sistemul medical trebuie să fie responsabil. Comisia ar trebui să transmită un mesaj, să spună că nu profitul contează, ci important e să fie puse la dispoziție echipamentele esențiale. Aceasta e prioritatea acum. Poate avem nevoie de 100 de milioane de teste în Europa, poate avem nevoie de 1 milion de laboratoare. Acestea sunt acțiunile pe care Comisia ar trebui să le propună. Prioritățile. Trebuie să ne gândim la cei care sunt bolnavi, la cei din sistemul medical și echipamentele de care au nevoie. Mulțumim, domnul Wallace, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Acest virus este o demonstrație a motivului pentru care liberalismul este un sistem stricat. În fața măsurile luate au permis restului lumii să beneficieze de mai mult timp, nimic mai mult. Și în fiecare stat european s-a văzut care a fost efectul măsurilor întreprinse. Sau resursele noastre sunt întinse la maximum. Spuneați, doamnă comisar, că trebuie să dăm dovadă de solidaritate, dar e nevoie de mai mult sprijin pentru Italia. Statele Unite au impus sancțiuni împotriva 20 de țări din întreaga lume. Recent s-a văzut că s-au pus în și OMS s-a exprimat în acest sens. Mulțumesc. Blaghi. Domnul Castaldo, dragi colegi, ne aflăm în fața unei provocări existențiale. Trebuie să se arate că solidaritatea nu este doar un slogan ipocrit în Europa. Astăzi e nevoie de 3 măsuri de urgență clare, imediate. În primul rând, adoptarea unui protocol sanitar unic pentru toată Europa. Virusul nu cunoaște granițe. În al doilea rând, un plan extraordinar european pentru producția non-stop și achiziționarea centralizată pentru dispozitive medicale în domeniul terapiei intensive, mai ales pentru cele pulmonare și
nu să fie unii care profită pe spinarea pacienților. În sfârșit, apoi, modificarea, flexibilizarea pactului fiscal pentru a permite tuturor țărilor să poată să își protejeze piața muncii și să sprijine IMM-urile pentru a nu permite o recesiune înspăimântătoare care apoi să ducă la sinucideri din pricina falimentului. Măsuri anticiclice, pentru că flexibilitatea nu este suficientă. Trebuie să se sprijine cercetarea, un consiliu științific pentru vaccine în Europa, de să se cumpere materiale și așa mai departe. Domnul Casaldo, este întrerupt. Acum am terminat cu dezbaterea noastră. Doamna Căriachides, doamna comisar, este invitată pentru a da o replică. Mulțumesc foarte mult! President, members. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, au existat foarte multe intervenții. Voi încerca să fac un rezumat și să răspund la cât de multe dintre întrebări. Mai mulți dintre dumneavoastră ne vorbeați de faptul că trebuie să consolidăm Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. În acest moment deja colaborăm cu ei pe subiect și încercăm să ne asigurăm că aceștia pot să răspundă la solicitările statelor membre cu echipă de răspuns specifică care să meargă pe teren în statele membre și să ofere consiliere atunci când aceasta este solicitată. E un lucru care s-a întâmplat deja în cel puțin două dintre statele membre. Cred că ei vor putea să răspundă și mai mult pe măsură ce solicitările vin. Un al doilea punct pe care l-aș menționa. S-a menționat faptul că acum Comisia nu ar trebui să se informeze în legătură cu măsurile din ziare și să aștepte să-i se spună ce să facă. Vă pot asigura că noi nu ne informăm din ziare în legătură cu ceea ce se întâmplă. Primim informații de la Comitetul pentru Securitate în Sănătate, în sistemul de răspuns timpuriu. Toate acestea există tocmai pentru a avea un schimb de informații și coordonare. Ne coordonăm cu toate ministerele sănătății din Uniunea Europeană. A existat un consiliu de urgență vinerea trecută și vorbesc cu miniștrii din sănătate cel puțin o dată pe săptămână și încerc să văd care sunt nevoile lor și să discutăm diferitele probleme. Un lucru vreau să fie foarte clar. Nu ne aflăm într-o situație în care să ne putem permite oricare dintre noi că vom citi în ziară, vedem ce se întâmplă. E o situație în continuă transformare și noi avem reuniuni de 2-3 ori pe zi pentru a vedea cum se modifică situația. E singura modalitate prin care vom putea să facem față provocărilor. Însă nu există o soluție pentru toată lumea acum. Nu toate statele membre au aceleași provocări, așa că trebuie să discutăm tot timpul cu miniștrii și trebuie să ne repoziționăm și să vedem ce fel de consiliere oferim pe măsură ce totul evoluează. Astăzi există un Consiliu European cu șefii de stat prin teleconferință. O parte dintre dumneavoastră ați discutat despre nevoile și problemele legate de lipsa de medicamente. Vreau să vă asigur, din ce am auzit noi până acum și ieri am avut o conferință video cu Agenția pentru Medicamente Europeană, nu avem niciun fel de raport în ceea ce privește o lipsă a medicamentelor, însă e un subiect care ne preocupă și monitorizăm îndeaproape situația de mai multe ori pe săptămână împreună cu Agenția Europeană pentru Medicamente. E adevărat că există această dependență de statele terțe și e o problemă care a fost subliniată. Se regăsea deja subiectul și în scrisoarea mea de misiune. Îmi doream să avem o strategie farmaceutică până la sfârșitul anului 2020. Așa că vom analiza și toate acestea. Însă, zi de zi, noi lucrăm îndeaproape cu Agenția pentru Medicamente. Cercetarea. Există finanțare importantă care s-a oferit științei pentru a ajunge la un vaccin, pentru a ajunge 140 de milioane prin Orizont 2020 și prin inițiativa privind medicamentele inovatoare. 47,5 milioane au fost acordate anul trecut pentru 17 proiecte cu peste 136 de echipe medicale în întreaga Europa. S-a menționat și dimensiunea internațională.
232 de milioane au fost alocate diferitelor sectoare, astfel încât să fim pregătiți cu 114 milioane pentru OMS, 15 milioane pentru Africa, 100 de milioane pentru cercetare de care e nevoie de urgență în diagnoză și 3 milioane pentru mecanismul Uniunii pentru Protecție Civilă. Știrile false, un domeniu uriaș. Cred că putem cu toții să fim de acord aici, în acest hemiciclu, că știrile false și dezinformarea sunt foarte periculoase. Comisia a stabilit deja o reuniune săptămâna trecută cu toți actorii importanți de pe platformele sociale, cu comisara Iurova, pentru a discuta despre problemă. Luăm lucrurile în serios și toată lumea are un rol de jucat aici, astfel încât să ne asigurăm cu toții că ceea ce se comunică cetățenilor e pe baza unor dovezi științifice. Apoi, cum să fie îngrădită epidemia. Sunt de acord cu mulți dintre dumneavoastră care spuneați că putem, că e important să oprim răspândirea virusului acum. Există multe măsuri neplăcute care au trebuit să fie luate, însă aceste măsuri sunt importante astfel încât să încetinim răspândirea epidemiei și să salvăm vieți. Cum vă spuneam și înainte, trebuie să ne asigurăm și coordonarea pe care o facem noi aproape zi de zi, trebuie să ne asigurăm că statele membre întreprind aceste măsuri. Din nou, repet, nu există o soluție pentru toată lumea, pentru toate statele membre. Și în final, doamnă președinte, vreau să repet ceea ce s-a spus de nenumărate ori astăzi aici. Nu e momentul în care să intrăm în panică și trebuie să subliniem acest fapt. Nu e, nu doar că nu e momentul, dar nu e nici momentul să ne lăsăm pe ureche. E timpul pentru solidaritate. E o situație dificilă pentru fiecare dintre noi. Și comisia nu se întâlnește o dată pe săptămână. Ne reunim aproape în fiecare zi, muncim în paralel și cu comisarul Lenard Cici discutăm de mai multe ori pe zi pe multe dintre subiectele comune. Și e o muncă care trebuie să fie continuată. Trebuie să ne păstrăm calmul, trebuie să rămânem concentrați. Avem nevoie de membrii Parlamentului European care să răspândească aceste mesaje spre guvernele lor. Cu toții suntem împreună în această situație. O vom depăși-o, însă trebuie să o facem, să o facem într-o manieră eficientă și responsabilă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă comisar, și acum îi dau cuvântul domnului comisar Lenard Cici. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Sunt foarte recunoscător pentru organizarea acestei dezbateri, pentru că ea ne ajută în pașii pe care îi vom întreprinde ulterior în a lupta împotriva acestei provocări. Desigur, pe măsură ce virusul continuă să se răspândească, trebuie ca împreună statele membre și instituțiile europene să ne întețim acțiunile și asta și își propune să facă Comisia Europeană. Nu toată lumea este afectată la fel în momentul de față. Sunt unii care sunt afectați mai puternic. Și aici trebuie subliniată importanța solidarității, în special între statele membre. Pentru că fără solidaritate, mecanismele de care dispunem nu au cum să funcționeze. Mecanismul de protecție civilă e minunat, dar se bazează pe contribuțiile statelor membre. În cazul în care aceste contribuții nu ne ajung, mecanismul nu poate funcționa. Solidaritatea are un impact și asupra achizițiilor publice și așa mai departe. Fără solidaritate nu ajungem prea departe, pentru că Comisia nu are stocuri proprii de măști, de echipamente de protecție și așa mai departe. Fiindcă dacă Comisia l-ar avea, Italia ar fi prima căreia i le-am trimite, dar nu le avem. Deci solidaritatea aceasta nu e o vorbă goală. Ea chiar contează, fiindcă fără solidaritate mecanismele noastre nu au cum să funcționeze. Următorul lucru pe care voiam să-l precizez este că, desigur, trebuie să continuăm să punem accentul pe pregătire și pe măsurile de urgență. Capacitatea de reacție, mai ales în sectorul sănătății, nu e suficientă acum dacă ar fi ca virusul acesta să se răspândească și mai mult. Și tot spunem lucrul acesta de săptămâni întregi și vom continua să o facem.
Alte aspecte de asemenea care ar trebui subliniate sunt acelea că lucrăm nu numai la vaccinuri, ci și la diagnostic, și la teste, și la tratamente și așa mai departe. Câteva milioane de euro suplimentare au fost dedicate doar vinerea trecută acestui domeniu din sănătate. De asemenea, sectorul aviatic este unul dintre sectoarele cele mai puternic afectate. Împreună cu doamna comisar Vălean, analizăm subiectul cu toată atenția și pentru a optimiza utilizarea sloturilor orare. Nu o să mă lungesc foarte mult. Vreau să vă asigur însă pe toți că Comisia Europeană nu va ezita să propună măsuri suplimentare, așa cum am spus, în următoarele zile și săptămâni pe durata acestei provocări. Fonduri suplimentare care vor fi disponibile nu vom ezita să le punem la dispoziție, dar vreau să atrag atenția și doamnelor și domnilor eurodeputați. Suntem în ultimul an CFM. Rezervele din bugetul Comisiei sunt foarte mici. Este încă un motiv pentru care, în cazul în care ar fi în care s-ar putea să se ajungă odată la un acord pe marginea CFM, n-ar fi deloc prea devreme. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul manifestat și pentru angajamentul manifestat pentru acest subiect. Este important ca mesajul să fie transmis în afara acestei aule către cetățenii noștri, mesajul că Uniunii Europene îi pasă și că Uniunea Europeană face ce are de făcut până când va câștiga această bătălie. Este momentul pentru solidaritate, trebuie să fim uniți și să ne sprijinim reciproc în lupta împotriva acestui virus la toate nivelurile, local, național, european și internațional. Pot să vă asigur că Comisia va continua să joace rolul, vom lupta pe toate fronturile și în ce privește aspectele de sănătate și de protecție civilă și cele economice privind transporturile, transportul aerian și așa mai departe, și puteți conta în continuare pe sprijinul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și acum în numele Consiliului, doamna Briniac. Mulțumesc! Doamnă președinte, dragi eurodeputați, pentru a trage niște concluzii, la dezbaterea de astăzi este o situație care ne vizează pe toți, guverne, cetățeni, politicieni. Nu trebuie să permitem răspândirea virusului în Europa, trebuie să facem ce trebuie să facem în mod coordonat, să ne informăm unii pe alții, legătură cu evoluții, legătură cu potențialul transversal a anumitor măsuri și politici care vor fi luate. Bineînțeles că trebuie și pe plan global să se acționeze cât mai eficient posibil. Situația este gravă, dar e nevoie de informație pentru toată lumea, pentru toți cetățeni, pentru ca să nu se producă panică. Să combatem dezinformarea sau informarea parțială sau proastă, precum și reacții xenofobe și rasiste care să submineze tot ceea ce încearcă să facă autoritățile noastre naționale. De asemenea, să facem schimb de informații la zi în ce privește planurile de pregătire și prevenire, măsurile luate, și asta pentru securitatea noastră a tuturora și pentru o abordare coerentă. Să ne asigurăm că autoritățile de stat din domeniul sănătății, transporturilor, etc., au toate informațiile, procedurile și orientările care să le permită să se ocupe de fiecare caz în parte. De asemenea, trebuie să mulțumim, să-i sprijinim pe infirmierii și personalul nostru sanitar care lucrează neîncetat pentru a salva vieți omenești. Mi-a plăcut că am auzit aici o serie întreagă de sfaturi, de idei, și ne-ați spus cât de urgentă este situația. Această criză trebuie luată foarte în serios. Vom rămâne concentrați pe măsuri în sectoare țintite și pentru a fi proactiv și a face schimb de informații, mobilizând coordonarea intersectorială pentru a nu permite ca piața europeană să sufere de pe urma acestor turbulențe. Așa cum am spus la început, trebuie să consolidăm spiritul nostru de solidaritate, de cooperare și schimb de informații între toate statele membre. Iată de ce și președinția noastră a
introdus pe agenda Consiliului de Afaceri Externe din 24 martie un aspect legat de coronavirus, precum și pe Consiliul JAI tot în martie, dar și la Consiliul ECOFIN de pe 17 martie se va discuta acest subiect. Noi monitorizăm foarte cu atenție aspectele sanitare, economice, sociale ale crizei pentru a ne coordona și a lua măsurile care se impun. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Înainte de a încheia dezbaterii, dragi colegi, știți foarte bine că nu trebuie să ne atingem fețele în aceste momente. Am încălcat această regulă, dar folosesc acest gel sanitar și încă o dată vă spun cu multă seriozitate, dacă nu aveți cervețele pentru a tuși și strănuta, folosiți-vă coatele și așa mai departe. În orice caz, așa spun experții medicali. Mulțumesc colegilor, tuturor colegilor care au participat de la Comisie, de la Consiliu, colegilor noștri, și mulțumesc și celor care n-au putut să vină, dar au trimis alte contribuții în scris. Am suspendat ședința până la ora 3, după care pot să spun că pe acest subiect vom vota la următoarea sesiune plenară. Vă mulțumesc foarte mult!